Și acum, în sfârșit, am reușit să intrăm în direct pe pagina Bucharest Science Festival și pe pagina Radio România Cultural. Bună seara, tuturor! auziți. Ni se alătură alți oameni pe Facebook, pe OK, Deci să începem. Uh, bună seara, vă mulțumesc uh, pentru prezență, vă mulțumesc uh, atât celor care ne urmăriți uh, atât aici pe Zoom cât și în direct uh, pe uh, paginile de Facebook uh, ale Bicare Science Festival și ale uh, Radio România Cultural. Uh, bineînțeles, uh, le mulțumesc uh, invitatelor noastre uh, din această seară uh, care uh, au răspuns uh, cu multă amabilitate invitației de a participa și de a discuta despre, de a ne ajuta să discutăm despre pseudoștiință. De ce pseudoștiința? Am mai abordat acest subiect în urmă cu două săptămâni și probabil că va trebui să mai discutăm și în alte ocazii despre acest subiect. De ce? Pentru că uh, suntem pur și simplu sub asaltul uh, acestui fenomen. Sunt trăim uh, într-o societate sub asaltul pseudoștiinței. Aș vrea, pentru început, să definesc cumva uh, termenii pe care aș vrea să-i uh, folosim în această seară. Sau, în fine, înțelesul unor termeni pe care vreau să-i folosim în această seară. Pentru că Bineînțeles, când discutăm despre pseudoștiință, discutăm despre uh, un set de credințe care sunt fie demonstrabil false, uh, fie extrem de puțin probabil a fi corecte. Dar dacă am definit doar așa pseudoștiința, am putea să punem la grămadă și credințele religioase, și ideologiile politice, și multe, multe, multe alte uh, idei care circulă în societate. Eu aș vrea să ne, uh, ne referim specific la un subset al, acest, al acestor credințe. Uh, mai precis la acele credințe care se deghizează sub forma științei. De ce se deghizează sub forma științei? O să vedem uh, ce părere au și uh, invitatele noastre din această seară. Dar părerea mea este că această deghizare se face din cauza uh, încercării de a căpăta credibilitate. Trăim într-o societate bazată pe știință și într-o societate în care știința în principiu are credibilitate și oamenii de știință sunt oameni cu credibilitate. Și tocmai pentru a căpăta credibilitate în momentul în care lansează pe piață tot soiul de idei ciudate, oamenii care fac acest lucru încearcă să deghizeze acele idei, să le ambaleze sub forma unor idei pseudoștiințifice. Sub, sub forma uh, unor uh, idei științifice, mă scuzați. Și atunci uh, folosesc un limbaj care, la prima vedere, pare științific. Uh, se comportă precum oamenii de știință, editează pretinse reviste științifice. Există un întreg ecosistem care, paralel cu știința reală, și care încearcă să o duplice, să o. Simuleze, dar este o simulare, cum se spun, ca atunci când ai 5 ani, 6 ani, 7 ani și te joci de a soldatul, de a doctorul sau de a mai știu eu ce altă meserie, încerci cumva să replici niște gesturi, până la urmă e vorba de, o, de a replica niște gesturi de o manieră asemănătoare magiei, până la urmă, pentru că substanța lipsește. Dar, similar acestui procedeu, cei care pun în discuție uh, idei pseudoștiințifice, mimează un anumit tip de comportament. Și aș vrea să discutăm de ce oamenii cad în capcana uh, acestor șarlatani. Pentru că, până la urmă, discutăm de șarlatani. De ce oamenii cad atât de ușor în capcana acestor șarlatani? Uh, și, poate și mai important, cum putem să... Detectăm păcălerile, care sunt semnalele de alarmă care ar trebui să ne uh, pună radarul mai tare în funcțiune Și cum putem să ne apărăm de, de acest asalt uh, nesfârșit al, uh, al pseudo-științei um, Avem ca invitați în această seară un psiholog, un sociolog și un medic specializat în neuromarketing. Este vorba de Ioana Podină care este psiholog la Universitatea din București, Anca Velicu, sociolog cercetător la Institutul de Sociologie al Academiei și de Ana Iorga, medic și specialist în neuromarketing. Ce este neuromarketingul? Ea o să vă poată povesti mult mai clar. Eu vă lansez așa doar o pastilă. Aplicarea în domeniul marketingului, deci în domeniul cunoașterii clientului, a clientelei la modul general, a descoperirilor din neuroștiințe. Neuromarketingul încearcă să obiectivizeze uh, anumite tehnici pe care cei care lucrau în marketing le cunosc și le aplicau de foarte multă vreme. Deci, cumva, este o încercare de a uh, transforma marketingul uh, ceva mai tare în știință și mai puțin într-un fel de, hai să zicem, art. Uh, ca de obicei, Corina Negrea, jurnalist de știință la Radio România Cultural, va fi partorița întâlnirii. Așa îmi place să-i spun, nu știu dacă ei îi place să-i să fie spus așa. Dar înainte de a-i da Corinei cuvântul pentru a începe discuția propriu vreau să vă spun un secret. Vreau să vă spun că astăzi m-am vaccinat. Și mai mult de atât, vreau să vă spun că mi-am luat cu mine această folie. Ca să-mi pun este locul vaccinului. Ca chipul să nu poată să comunice, să nu fiu controlat. Lăsând gluma la o parte, ar vrea să facem un mic experiment. Eu folosesc un microfon wireless care are o putere mult mai mare decât un presupus chip implantat sub piele. Sunt curios, mă mai auziți acum? Toată lumea ar trebui să zică nu, nu te mai auzim deloc. E, dacă un astfel de emițător reușește să tragă prin această folie metalică, în condițiile în care acest emițător este mult, mult, mult mai puternic decât orice emițător ar putea să fie pus pe un chip care, atenție, nu are o sursă uh, de energie, adică cumva ar trebui să aibă o microbaterie sau să își genereze propriul curent electric, s-ar putea face acest lucru, adică nu este imposibil, dar puterile uh, cu care ar emite sunt cu niște ordine de mări mai mici decât acest emițător. E, deci, dacă uh, nici măcar acest emițător nu poate să fie ecranat, eficiența acestei folii este discutabilă. Uh, so, Corina, ai cuvântul. Cu alte cuvinte. Bun, acum, apropo de chipul tău pe care Cred că l-ai căpătat odată cu vaccinarea. Asta e pseudoștiință sau e fake news? Tu cum mai cum ai zice? Păi, acum, fake news-ul. Adică, tu când spui că de vaccinat... fake news poate să fie pseudoștiință, dar nu orice pseudoștiință este fake news. Fake news e orice știre falsă. Poți să spui acum că ai aflat că nu știu, s-a scufundat o navă în Oceanul Indian și o navă respectivă s-ar putea să fie în port în capătul celălalt al lumii. Asta este un fake news, nu este neapărat pseudoștiință. Ar fi pseudoștiință dacă aș spune că eu mi-am pus o antenă și am detectat niște unde organice lansate de sufletul navei chinuit de valuri. S-ar putea ca așa, asta să, fie, și așa. așa asta să fie un fake news. În fine, o să vedem. Uh, hai să începem o discuția cu cele trei invitate ale noastre, uh, care sunt, uh, ca să zic așa, uh, una, una și una, în sensul că vrem să acoperim în seara asta și cred că o să reușim să acoperim uh, o plajă foarte largă uh, de, uh, de domenii în care se, pot manifest, se poate manifesta se pot manifesta pseudoștiințele sau se poate manifesta pseudoștiința. Și aș vrea să încep prin a le întreba pe fiecare dintre ele, pentru fiecare dintre voi, Ioana, Ana, Anca, cum, cum să spună, ce forme îmbracă pseudoștiința? Ioana Podina, hai să începem cu tine. Bună da seara! A mie, mie mi se pare bună definiția de început, aceea de a fi o credință care se îmbracă sub o formă științifică și care are iz științific în domeniul meu, vorbim în mod specific de diverse forme de... Eu lucrez în special pe partea de sănătate mentală, iar pentru mine pseudoștiința pe domeniu se îmbracă de foarte multe ori în intervenții care propun că ar face mai mult decât de fapt o fac. Și cred că asta e o semnătură foarte importantă pentru pseudoștiință, aceea că practic spune că face, intervenția respectivă, eu iau aici inter intervenția ca și exemplu, spune că face mai mult decât, practic, a fost testată să facă. Dar, uh, scuze, mă te refer la... Asta nu este cumva pseudoștiința din interiorul domeniului tău? E, e mai întrebat pentru mine ce înseamnă pseudoștiința și da, da. pseudoștiința din, nu pot să fac abstractiv domeniul de care, din care provin, ca să zic așa, dar chiar și așa, chiar și așa, chiar dacă trec dincolo de partea de intervenție, mi se pare cât se poate de rezonabilă definiția unei credințe, care, pentru că o credință în general este subiectivă, care își dă o învoluire, un, un nivel științific și care de altfel nu, cel puțin testarea ei, nu satisface metodele științifice. Adică -a fost, fie n-a fost testată deloc, fie nu poate fi testată, deși asta e o discuție dacă, dacă intră parte de pseudoștiință aici. există o dovezi care să o contrazică, dar facem abstracții de ele. Sunt, sunt, foarte multe criterii acolo. Dar dacă ne referim la asta ca la o credință, atunci cu credința, cum să zic, ca, sau, ca să zic așa, nu te pui. Credința este a ta, asta nimic nu-ți nu se poate demonta credința respectivă. Dacă e personală și de la ta propria și ține intimitatea casei tale, e altceva. Dar când vinzi un produs, vinzi o tehnică, vinzi o intervenție, vinzi o tehnologie, atunci nu se poate rezuma doar la o credință. Trebuie să o justifici, trebuie să o testezi, trebuie să ai dovezi pentru ea, trebuie să știi uh, dacă funcționează, cum funcționează. Ana Iorga, din perspectiva ta, de, și de medic, și de, iată, specialist în neuromarketing. Cu alte cuvinte, cred că voi încercați să puneți marketingul pe. să-l să așezați pe niște dovezi, pe niște, cum să spun, baze din neuroștiințe, cumva să explicați de ce creierul nostru reacționează cum reacționează, nu? Așa este, da. Bun, pentru tine, ce formă ia neuroștiința? Pseudoștiința, scuze. Dacă mă refer la domeniul medical, pseudoștiința, pentru mine sunt acele leacuri băbești, pe care unii le ridică la rang de medicină și nu se duc la doctor pentru că le-a spus cineva că dacă beau zeamă de varză o să le, o să le treacă cancerul. Da, să... Adică, cum spunea și Ioana, sunt niște percepții sau niște, niște credințe, mă beliefs, percepții pe care le avem noi, pe care le, cu care înlocuim Ceea ce spune știința. Și ce mi se pare important ca definiție sau ca și caracterizare a pseudoștiinței este că încearcă să... este riddle, oamenii care cred în pseudoștiințe sunt foarte mult sub influența confirmation bias, adică tot ceea ce citesc și tot ceea ce află trebuie să le servească și să alimenteze pseudoștiința. Dacă este vreun argument care intră în contradicție cu ceea ce crede, atunci îl ignoră complet. Pe, pe când știința are ca scop să to challenge self, să vadă, este ok ceea ce credem, nu este ok, descoperim ceva nou, sunt atât de mulți uh, oameni de știință care au ajuns după 50 de ani de muncă, să au ajuns la concluzia că ceea ce credeau ei când au pornit în domeniu este fals și că uh, Desc mă rog, descoperi la o altceva. Și asta mi se pare un act de curaj și asta mi se pare știința adevărată în care ai curajul să spui ceea ce am crezut acum 10 ani nu este corect. Uite, ultimele dezvoltări au arătat că lucrurile stau altfel. Pe când în pseudoștiință nu vei vedea acest lucru. Pseudoștiința este, se autoalimentează prin dovezile pe care le produce sau le, găsești, le găsesc oamenii în jur. E mai ușor să împachetezi, cum să spună, lucruri eu, cu, conțin, cu, cu, conținut, da, astăzi apropo și de marketing și să le vinzi? Sau altfel pusă întrebarea, cum de reușești atât de bine, cum de, reușe, cum de se vând atât de bine lucrurile împachetate în pseudo -știință? Pentru că sunt interesante și pentru că sunt atractive ne hrănesc această curiozitate și această dorință de a de a urmări ceva palpitant. Da? Dacă îți fac o paralelă, filmele documentare pentru, să spunem, majoritatea oamenilor sunt mai plictisitoare decât un film de acțiune. Filmul documentar ai adevărul prezentat într-un fel, să spunem. Filmul de acțiune ai o proiecție a uh, unei, să spunem, povești care nici nu există. E atunci, este mult mai palpitant și mai interesant să-ți bați capul cu o teorie care probabil nu este adevărată. Mai este un lucru interesant, dacă tu ești dintre puținii care înțeleg acea teorie, acest lucru te face automat special, ești diferit, nu ești ca toată lumea, tu vezi niște lucruri pe care ceilalți nu le văd. Și îți hrănește orgoliul. Orgoliu, pur și simplu. Bun. Dar de ce ne hrănesc aceste, deci de, de ce ne hrănesc aceste lucruri pseudoștiințifice mai bine curiozitatea decât un lucru științific? pe care, cum să spun, pe care nu trebuie neapărat să-l descifrezi să de, de, tu. Ți se servește un adevăr științific sau da, ceva deja dovedit. Dar de ce alegem întotdeauna, sau nu întotdeauna, greșit, de ce alegem uneori mai degrabă pseudoștiințificul decât științificul? Cred că persoanele care aleg mai degrabă să creadă într-o pseudoștiință sau într-o idee care nu are fundament științific, fac acest lucru poate, poate e părerea mea, dar ce nu do- nu-și bat capul să afle ce e dincolo de ceea ce se întâmplă. E mai simplu să înghiți o chestie mestecată de altcineva, o ei ca atare, poate îți servește anumitor păreri pe care le ai deja și atunci e simplu să o accepti și o propagi fără să stai să verifici. Dacă e să ne, ne gândim cu mai putea să verifici dacă o știre este adevărată sau nu, trebuie să depui efort, să intri pe mai multe site-uri, să cauți adevărat ce spune, nu știu, știrea respectivă pe care am citit-o, sorry, am trecut în fake news acum, dar cumva fac un, știi, dacă, dacă nu depui efort să verifici și ți se pare atractiv, o înghiți ca și mergi mai departe. Și acum întrebarea este cine ar depune efort, de ce ar depune efort un efort cognitiv, să caute, să-și explice, să înțeleagă. Uite, citeam la un moment dat un articol care a apărut și fusese propagat de niște prieteni medici, mi-a părut pe feed, în care spunea că RNA-ul, vaccinul cu un se poate integra, nu știu cum, se întâmplă în o modificare și într-un în ADN. Da? Uh -huh. Și am, am, da, am deschis articolul academic ca să înțeleg ce se întâmplă. Mi-am dat seama că depășește nivelul meu de înțelegere, pentru că nu mai nu mai am cunoștințele pe care le aveam în facultate și nu aveam, să nu aveam nivelul de adâncime al înțelegerii să înțeleg dacă ceea ce spune în articol este adevărat sau nu. în momentul acela nu puteam să fac o evaluare. Puteam să cred pe cuvânt ce spuneau oamenii respectiv că era într-un jurnal academic sau puteam să caut încă niște surse și niște analize pe care le fac oamenii care sunt geneticieni, care au o înțelegere mai bună decât o am eu în momentul acesta și să fac, să evaluez bazat pe ceea ce spun unii și alții și să ajung la propria mea concluzie. Asta ne necesită efort. Timp pe care nu mulți sunt dispuși să-l aloce și atunci poate mai repede înghit o știre lansată de altcineva că, uite, vaccinul face și intră în adn și se afectează adn -ul. O să mă întorc și la tine Ioana cu aceeași întrebare, de ce tindem să credem în pseudoștiință, dar acum vreau să întreb și pe Anca, Anca Velicu. Pentru tine ca sociolog, ca specialist care se ocupă de zona asta digitală, copiii în zona digitală, și o să vorbim despre cât de ușor este sau cât de greu este pentru copii să ajungă să creadă în pseudoștiință. Pentru tine, ce forme îmbracă pseudoștiința? Bună seara, și din partea mea. Uh, cred că până acum deja s-au pus pe masă uh, opiniile, ideile majore între definiția dintre uh, știință și pseudoștiință. Aș vrea doar să le reformulez un pic câteva dintre ele, pentru că am văzut uh, un pic de suspiciune legată de cuvântul credință, dar da. Pseudoștiința are credință, dar, dar ar trebui să o punem pe departe în opoziție credință față de și atunci știința are cunoaștere, deci aici este cea, uh, separația. De ce înseamnă asta? Înseamnă că poate fi revizuită, modificată, așa cum spunea și Ana, și mai ales se poate construi pe ea. Pe știință se construiește, punem cărămidă peste cărămidă, pe pseudoștiință mai puțin. Vom vedea tot timpul. Câte un vârf, câte o teorie, dar nu o construcție solidă uh, uh, pe care să poți să o vezi. Dar, pe de altă parte, dacă în știință fiecare teorie, fiecare descoperire este o mică bucățică, pseudoștiința are tendința să ofere o viziune holistică, o explicație care îți dă uh, un adevăr pentru. Mai mult. Deci, da, medicina alternativă este minunată și nu doar că ne face mai bun, dar și lumea o face mai bună și totul este minunat dacă intrăm în acea înțelegere a realității. Ceea ce unii sociologi argumentează că este o nevoie în societatea postmodernă, o societate a riscului, în care există anxietăți foarte mari legate de aceste riscuri pe care nu le mai putem gestiona și atunci. Pseudoștiința oferă acest tip de explicații care ne hrănesc neliniștea. Adică deci, e un fel de. Un, un fel de co deci, contrabalansăm, ca să spunem așa, um, cauzele desfope. care ne fac anxie, anxioși și mergem spre pseudoștiință. De ce? Pentru că ne răspunde mai ușor. Nu ne mai punem să facem un efort? A Asta cu ușorul nu aș spune că este... Pentru că este de discutat. Uh, nu știu dacă neapărat sunt de acord cu ce a spus Ana, că uh, cei care cred în pseudoștiință nu fac eforturi, pentru că eu am văzut o grămadă de exemple de oameni care sunt în această sferă conspiraționistă, pseudoștiințifică, care fac eforturi vizibile să găsească argumente. Numai că au alt demers decât cei științific. Ei, așa cum spunea și Ana, merg și aleg, culeg dintre uh, faptele pe care le uh, văd, pe cele care confirmă uh, re, uh, versiunea lor asupra realității, uh, anulând sau trecând foarte ușor peste celelalte. Dar s-ar putea să fie o trăsătură oarecum uh, umană. Ce este clar este că uh, dacă în știință, și aici sunt de acord cu ce a spus Toma la început. Ecosistemul științific presupune un peer review serios și deschiderea spre criticism, spre revizionism, spre modificarea rezultatelor. În pseudoștiință, lucrurile astea nu sunt valabile. Și de aici, a, aici este tăria cuvântului credință din pseudoștiință. Ideea că este nerevizuibilă, de principiu peer review nu este, sau dacă este, este foarte puțin reliable. Și încă o chestiune care ar putea să ne ajute este că pseudoștiința este foarte mult înrădăcinată cultural, sau comercial, pe când știința este de obicei mai obiectivă, mai uh, puțin dependentă de sfera culturală. Și nu ești de acord cu asta? Uh, nu că nu sunt de acord. Încercam să văd care sunt diferențele. Nu, spuneam doar că uh, ști știința este mai independentă din punct de vedere cultural, pe când pseudoștiința este dependentă cultural. Este, uh, este interesant dacă studiem fenomenul de globalizare al pseudoștiinței, dar totuși a pornit de la uh, elemente culturale. Deci uh -huh. nu, nu se bazează pe evidențe uh, universal valabile. Sau... Da, a... această... Iar că Corina, apropo de această dependență culturală, Uh, am dat uh, de o chestie foarte nostimă care s-a petrecut cred că în 67 în Singapore, uh, o epidemie de coro, o boală denumită coro, uh, care se caracterizează prin dispariția penisului oh. și uh, în anul respectiv, în Singapore a fost chiar o epidemie, adică au fost niște sute, deci repet, sute de cazuri. Spitalele, la camera de gardă a spitalelor apăreau bărbați disperați care își țineau obiectul foarte bine strâns ca nu cumva să dispară. Toată povestea plecând de la niște știri, uite, niște fake news, pe vremea aia nu se numeau fake news, dar de la niște fake news, apărut într-un ziar local, unde se povestea că au apărut cazuri de coro ca urmare a consumului de carne de porc de la porci vaccinați, împotriva pestei porcine, pestei africane, nu împotriva pestei clasici. A mai apărut chiar și o știre în care s-a spus că un porc vaccinat a murit, iar penisul ei dispăruse. Și, repet, niște sute de bărbați s-au năpustit, ca urmare a acestor știri, la camerele de gardă ale spitalelor, unii venind cu penisul prins între două și de lemn, de exemplu, și bine legat, ca nu cumva să fugă. Chestia interesantă este că imensa majoritate a suferinzilor erau de etnie chineză. Cei de etnie malaiziană, cumva, erau imuni în fața acestei boli. Evident, explicația aia ține de cultură, pentru că în cultura chineză această boală este bine cunoscută, boala coro. Sunt cazuri în care apar cazuri într-un sat, iar întreaga comunitate se mobilizează ca să salveze bietul om afectat, ca nu cumva să-i dispară penisul, dau cu petarde, bat în oale... Există o gardă de onoare care, nu glumesc, care are grijă ca penisul să nu fie niciodată lăsat liber, ne strâns în mână, și până la urmă, spiritele malefice care conspiră la o astfel de nenorocire sunt puse cu succes pe fugă. Deci, e clar o componentă culturală în astfel de pseudoștiințe, de manifestări pseudoștiințifice. Okay. Uh, nu știu ce să comentez, la... La <laughs> 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 nu, dar uh, ar fi o foarte bună uh, rog, așa, așa. Un bun, uh, o bună perspectivă asupra lucrurilor astea, uh, o perspectivă antropologică în care, uh, practic, este vorba de păstrarea, conservarea unor. Unui stări de fapt, pentru că observați că pseudoștiința și conspiraționismul, pentru că în general cele două se suprapun, de asta le pun tot timpul împreună, uh, sunt mai degrabă în, tavăra, în tabăra conservatoare. Și uh, genul ăsta de informații în care trebuie să uh, facem purgații, să curățăm de tot ce înseamnă alteritate, tot ce înseamnă noutate poate să e foarte coerent cu toată logica pseudoștiinței. Aș vrea să mai spun un, un lucru până când o să mă întreb tu din nou întrebarea pe care am uitat-o eu, și anume că trebuie să distingem de asemenea între pseudoștiință și dezinformare în știință. În pseudoștiință, așa cum spunea și Toma, aparența de științificitate este dată de vocabular și de o mimare a unui ecosistem, care este foarte important, de altfel, în știință, pentru că, așa cum spunea Ana mai înainte, de fapt, ne amăgim să credem că chiar reușim neofiții, zic să înțelegem toate adevărurile științifice din uh, ziua de azi și până la urmă, la un moment dat, trebuie să cedăm și să avem încredere că acel adevăr științific a fost verificat de oameni de specialitate și să credem până la urmă. Deci aș vrea să fiu foarte, aș, aș fi foarte atentă cu folosirea credinței, pentru că una e să folosești uh, cuvântul credință la nivel de neofit, uh, nu, nu știu domeniul fizicii cuantice, citesc un articol și uh, aleg să cred sau nu în el, depinzând de cine este scris articolul, cum a ajuns la mine, prin ce rețea a fost publicat și amede. Uh, și alta este să uh, cred la nivel de. sunt uh, om de știință, adică pseudoștiință, și de fapt eu cred în adevărurile pe care le propag, dar nu sunt verificabile. Aia e o credință problematică. Bun, deci asta ziceam că asta este pseudoștiință, dar există și dezinformarea științifică, în care, de fapt, este o distorsiune a științei, sunt atacuri la adresa științei, care urmăresc să uh, slăbească încrederea în știință. Și aici sunt o grămadă de tehnici folosite de la. Uh, de... Diseminarea informațiilor contradictorii sau uh, punerea sub semnul întrebării a expertizei, iar în general, pentru dezinformarea științifică sau dezinformarea în știință, cum vreți voi, uh, de obicei este o agendă ideologică sau religioasă sau politică în spate. Deci se urmărește ceva, uh, acele lucruri nu sunt făcute din credința că eu cred în medicina alternativă și o să spun tuturor că, e, că aia este bună. De multe ori cele două se suprapun, dar ar trebui să fim atenți când vorbim, să identificăm exact despre ce, ce tip de agenda este în spate. Um, da, doar că și asta presupune un uh, efort, așa, cum să spun, ar trebui tot timpul să facem exercițiul ăsta, nu? Atunci. De acord, cu toți de acord, așa Sper este. greu. Super greu. <grijinilor> da, dar uite, mă, mă gândeam la o chestie. De ce, de ce pretindem noi ca, Hai să luăm un artic, cazul unor articole. Să presupunem că avem un articol științific pe bune, mm -hmm. să zicem, și un articol pseudoștiințific, îmbrăcat frumos, care la prima citire poate să pară foarte credibil. De ce presupunem noi că ar trebui să verificăm, să vedem ce e în spatele acestui articol? pseudo-științific și nu fac, și n-ar trebui să cerem același lucru și în cazul unor adevăruri științifice, unor articole științifice, de exemplu. Adică mie mi se pare că poate cumva, cum să zic, ar trebui să folosim aceiași, aceleași instrumente ca să verificăm. Da, total de acord cu tine la chestiunea asta, adică trebuie să verificăm și uh, studiile care au aparența de științificitate, sau uh, nu, nu cred că aș verifica doar uh, lucrurile care, uh, nu știu, sunt deja pseudoștiință recunoscută, să zic așa. Dar nu putem face tot timpul asta, vreau să spun, e foarte greu și nu face... Și, uh... Repet, când citim un articol științific care apare în Nature, să zicem, mm -hmm. da, ne bazăm pe reputația revistei, în primul rând. Exact, da. Da, acum depinde de nivelul la care găsim acel articol, nivelul de uh, popularizare, de uh, tip adevărat. de presă. La care. Adică, sincer, dacă găsesc un articol în Nature, uh, tind să dau crezare pentru că știu că a trecut prin 4-5 mâini, cel puțin de peer review de la cei mai buni oameni, cel puțin, și că deci este uh, uh, validat e științific de către experți cu adevărat care, uh, aș vrea la un moment dat, uh, probabil vom vorbi despre critical thinking și o să revenim la uh, chestiunea asta. Deși, uh, deși uh, s-a dovedit că și nature... Anca, ne mai auzi? Da, da, da. Mi s-a părut, părut că e un delay. Deși există, cum să spun, sunt cazuri în care au fost retrase articole, chiar și în nature, chiar și în science, deci retraction... Total de acord, tocmai asta le face credibile. Exact asta. asta este motivul pentru care le face credibile, pentru că știm că știința nu ziceam mai înainte că este uh, revizi uh, suportă reviziționisme, modificări, uh, suportă schimbări, suportă retractări. Uh, și asta ne face. Uh, Popper, unul dintre cei mai uh, cunoscuți uh, filozofei științei, uh, vorbea despre știință exact așa, uh, definea prin falsificabilitate. Adică în momentul în care, practic, descoperile științifice sunt o dată ce respingem o teorie. Asta, asta, fac oamenii de știință. Tocmai de asta, dacă înțelegem că ăsta este mersul științei, e, e foarte bine. Da. Să mai reamintim celor care ne urmăresc. Anca Velicu este cercetător la Institutul de Sociologie al Academiei Române, laboratorul care se intitulează Sociologia Comunicării și a Spațiului Public și este specialistă în felul în care copiii folosesc internetul și tehnologiile digitale, așa foarte simplist spus. Mă uit acum la Ioana Podina. Ioana, psiholog și psihoterapeut, este coordonatoarea Laboratorului de Științe Cognitive Clinice din cadrul Universității București. Ioana, așadar, cum nu știu dacă cum sau de ce? De ce ne place așa de mult pseudoștiința? De ce apetitul ăsta pentru, pseudoștiință. Pseudo uh -huh. uh, doar așa, cu, cu o mică paranteză, că a relatat Toma o povesteare, ea zice povestearea, ca să nu ajung să-i zic, pseudoștiință foarte interesantă din Asia. Aș, aș mai adăuga faptul că ritualurile în care s-au implicat oamenii uh, pentru a nu-și pierde anumite componente importante ale corpului, uh, cel puțin din, din, din ce, ce, spune știința, sunt și ritualul de redare a controlului. Trăim într-o perioadă în care, practic, a, cel puțin anul trecut am simțit că nu prea aveam control și în care, inclusiv, mie personal, mi se părea că vitamina C pe care o iau și vitamina D ce se recomanda, părea mai mult ritualuri de redare a controlului decât orice altceva. Nu spun că faptul că am luat vitamina C sau faptul că am luat vitamina D mi-a făcut bine sau că a intrat în domeniul pseudoștiință, dar cam asta ar fi unul dintre scopurile ritualurilor de a reda controlul. Și anul trecut, probabil la și anul ăsta ne mai așteaptă încă puțin așa un hop, dar mai puțin, a fost ne-a demonstrat clar că de mult ne avem nevoie de ele. Și, și de Bun, dar, dar asta, înseamnă că e, asta, asta înseamnă că tu... scuză asta înseamnă că tu invalidezi adevărul <laughs> științific-medical dovedit? Nu, nu spun că invalidez. Oh my God, să nu trecem în, <laughs> în, în, în fake news. Nu spun că invalidez, spun că la momentul respectiv s-au uh, menționat niște common sense things, cum ar fi vitamina C și vitamina D, care oricum n-au cum să-ți facă rău și care uh, în cazul oricărui virus pot să te ajute și nu este o idee de fake news, dar știam foarte, foarte puține lucruri despre cum să tratăm efectiv Uh, cum să intervenim. Cam asta ziceam. Și a fost o zonă în care, practic, uh, în care, practic cred că și medicii au simțit că nu au control și, cu siguranță, și um, noi am simțit că nu avem control. Și nu fac neapărat referire la recomandarea medicilor, ci fac referire la faptul că noi, și aici când zic noi, mă refer la vi viitor potențial pacienți sau non-pacienți, cei care nu suntem cadre medicale, faptul că am început să luăm. La asta fac referire. Faptul că am început să luăm noi vitamina C, vitamina D, chiar și în absența unor simptome, crezând că așa ne redă controlul asupra vieții noastre. Asta era mai mult ideea, cu referire la importanța unui ritual. Nu neapărat era un comentariu legat de recomandările pe care le-am primit. Am înțeles. Mă rog, știam, dar am vrut să te provoc puțin. Bun, hai să ne întoarcem la întrebare. De ce tindem să credem în pseudoștiință? tu fost mai mare care... Decât am crezut. <laughs> tu care ești psiholog și care a trebuit să ne înțelegi foarte bine mintea. Um, um, nu aș putea să pretind neapărat că înțeleg foarte bine mintea nimănui propriu zis și cred că dacă facem afirmația asta deja mergem pe un teren uh, interesant. Poți să răi puțin întrebarea, te rog, de ce, de ce tindem să credem în pseudoștiință? De ce ne place atât de mult pseudoștiința? Eu cred că are legătură cu căutarea concretului, cu căutarea certitudinii. Și aici mă aduc aminte inclusiv. Spre exemplu, de curând am avut o prelegere legată de bilingvism și una dintre studentele cu care lucrez s-a documentat pe linia aceasta. Concluzia a fost dacă bilingvismul facilitează sau nu facilitează flexibilitatea cognitivă și gândirea critică. Literatura este în toate direcțiile. Însă, n-a putut să o lase așa, a trebuit să dea o certitudine pentru că publicul și audiența respectivă n-ar fi fost mulțumită de acea prezentare. Trebuie să dai o concluzie, nu înseamnă, că dai, nu înseamnă că e fake news, dar ai nevoie de o concluzie, ceva cert cu care să plece publicul respectiv. Așa mă închipui că este și legat de, de partea de, de uh, tendința noastră spre pseudoștiință, pentru că pseudoștiința cred că putem să o identificăm și din modul în care este prezentată. Vom găsi cuvinte precum miraculos, cert, 100%, um, sigur asta e în pseudoștiința foarte, foarte evidentă, vor fi și semne mai subtile în alte tipuri de mesaje, dar cred că avem această tendință înspre pseudoștiință și pentru că noi căutăm concretul. Știința nu îți asta. Știința, inclusiv din punct de vedere a, al, al modului în care operează și al rezultatelor, în modul în care sunt interpretate, lasă tot timpul o marjă de eroare. Tot timpul, în pragurile noastre de semnificație, admitem că avem 1% eroare, posibilitate ca rezultatele să fie um, rezultate aleatorii, 5% eroare, asta ar fi mar marja cea mai mare pe care o admitem. Deci, practic, știința nu este atât de, de certă. Și cred că, din nou, o depistăm și din modul în care ne exprimăm. Știința îți va spune, maybe, poate, credem că probabilitatea este că lucrurile arată în direcția respectivă, dar nu se va exprima cert. Noi avem nevoie de certitudine, sau cel puțin majoritatea persoanelor au nevoie de certitudine. Și aici e pseudoștiința, poate să intervină cu asta. Bun, dar atunci înseamnă că nu o să putem niciodată schimba situația, pentru că avem vom avea tot timpul nevoie de certitudini. Și vom fi prea puțin dispuși să acceptăm uh, lipsa unor, uh, cum să spun, uh, să, să acceptăm unele rezultate sau unele soluții care nu oferă certitudinea. Nu cred că nu cred că neapărat asta, asta e... Uh... Asta e situația. Cred că trebuie să fim conștienți că căutăm certitudinea ceea ce facem, aflăm și aici, prin intermediul acestei aceste misiuni. Dacă nu am conștientizat până acum, cred că informarea și educația ne pot ajuta, pot să fie un, un panaceu foarte bun de protecție contra, contra pseudoștiinței și implicit să ne ajute să căutăm informațiile științifice, chiar dacă ele nu sunt neapărat cele pe care le, le dorim să fie alb-negru. Cum ne-am dorit în viața de zi cu zi. Și mai e ceva ce mi-a atras atenția în conversația pe care ați avut-o, care cred că se leagă, și anume. Ok, te informezi. Um, am stabilit că dacă vrem să combatem pseudoștiința, trebuie să te informezi. Este unul dintre. Dacă prima dată o identifici din text ca fiind, ok, bun, asta e un discurs foarte, foarte cert, îmi spuneți că e ceva ciudat aici, hai să mă duc să mă documentez legat de intervenția respectivă, tehnica respectivă și așa mai departe, te informezi. Este clar că nu poți face pentru. Ai, ai ridicat întrebarea asta dacă poți să te informezi în legătură cu orice aspect. Al, al vieții, al orice informație pe care o primești. N-ai cum, nu avem timpul necesar și asta e unul dintre motivele și principalele impedimente pentru care nu reușim să fim tot timpul uh, acolo și unul dintre principalele motive pentru care mai prinde la noi pseudoștiința. Dar te poți informa pe lucrurile care realmente contează pentru tine, cum este vaccinarea, cum, poți să, cum este ceva în care investești bani ca să te pregătești. Deci te poți informa pentru lucrurile care realmente contează și în care investești sau care pot implica chiar supraviețuirea ta. Bun. Ana, imediat ajungem și la tine. Toma, vrei să spui tu ceva? Da. Evident, sunt multe feluri de manifestări pseudoștiințifice și există foarte multe cauze și există foarte multe Nuanțe și tipuri de credințe pseudoștiințifice, dar cred că unul dintre imboldurile importante este și tentația de a găsi ceva interesant în viață. Știința, evident, poate să-ți dea foarte multe lucruri interesante. Hai să ne gândim la faptul că am putea să găsim viață pe alte planete. Și probabil, uite așa cum uit eu în globul de cristal acum, și nu este chiar pseudoștiință, aș putea să fac o predicție că în următorii 20 de ani vom avea confirmarea existenței vieții pe alte planete. Dar atenție! Asta nu înseamnă că vom ști cum arată mici marțieni verzi de pe nu știu ce planetă. Nu vom ști exact dacă este vorba de bacterii sau de plante sau de ființe superioare sau mai știu eu ce. De ce? Pentru că, probabil, în următorii 20 de ani, cel mult vom reuși să detectăm semnătura chimică a vieții în atmosfera celor planete. De ce 20 de ani? Pentru că se pun acum în funcțiune, se construiesc niște telescoape foarte mari și probabil cam atâta le va lua până când se poa să poată să găsească un număr semnificativ, de să analizeze un număr semnificativ de planete extrasolare, astfel încât să putem să fim relativ convinși că măcar pe una dintre ele există o biosferă. Lucrurile astea, deși sunt interesante din punct de vedere intelectual, sunt departe de a fi foarte concrete. Repet, nu o să știm dacă acolo există un fel de, nu știu, caracatițe zburătoare cu șapte capete sau doar niște alge pe un fund de mare. În același timp, teoriile pseudoștiințifice ne dau aceeași. Uh, același thrill în viață, dar mult mai rapid. Deja, dintr-o dată, noi putem să spunem, suntem deja vizitați de OZN-uri, suntem vizitați de acele caracatițe cu șapte capete și care ne plutesc noaptea prin camere. Uh, cumva primim cadoul mult mai repede. Nu mai trebuie să așteptăm 20 de ani doar ca să găsim o semnătură chimică în atmosfera unei planete. Ca să nu mai spun că probabil până vom reuși să vedem efectiv cum arată uh, ființele din acea biosferă, s-ar putea să mai treacă 100, 200, 300 de ani. Uh, noi ne obținem acum uh, gratificarea. Da, poate fi o explicație și cred că e o explicație foarte bună. Primim imediat uh, răspunsul și cred că îl primim pe ala pe care cumva l așteptăm. Deci primim ceea ce... Ceea ce vrem, nu ne contrazice nimeni. Ana Iorga. Ana Iorga, să, reamintesc, să reamintim, este medic, specializată în științe comportamentale. A fondat în 2012 primul laborator de neuromarketing din România. Buyer Brain se cheamă. O să vorbim puțin mai încolo, Ana, și despre asta e interesant și numele Buyer Brain. Dar vreau să te întreb și pe tine. Cum... Cum putem să contracarăm pseudoștiința? Cum putem să ne protejăm? Adică și instrumentele cu care putem face asta, când și de unde le, le luăm? Cred că, ca să revin un pic la întrebarea pe care o puneai înainte, de ce suntem toți, de ce avem predispoziția aceasta de a crede în pseudoștiințe, cred că este foarte, este exacerbată această nevoie în situația de incertitudine în care suntem, așa cum spunea foarte bine Ioana, și ne dă senzația că avem un pic cât de cât control și că facem ceva. Pentru a stăpâni situația respectivă, și atunci, primul lucru pentru a contracara uh, uh, intenția sau uh, percepția aceasta de a crede în pseudoștiință este să fim conștienți de acest lucru, să fim conștienți că trecem printr-o perioadă în care fake news și pseudoștiințele sunt la mare căutare din cauza că oamenii. Um, au obosit probabil să fie bombardați de știri contradictorii. Um, sunt, uh, ne sim suntem zilnic amenințați de un rău care circulă pe lângă noi, nu-l vedem, nu-l putem simți, ne poate lovi oricând. Și atunci am ajuns la o stare de oboseală, de un an de zile, oboseală cognitivă, oboseală emoțională, încât. Uh, cumva suntem dispuși să ne agățăm de orice chestie care ne ajută să mergem mai departe și să avem o nume certitudine, cum spunea Iona foarte bine, o siguranță și mai ales control, că, um, nu știu, luăm un pumn de vitamine și eu am început să iau de anul trecut un pumn de vitamine și tot fel de suplimente și cum apărea cât un studiu care spunea că e ceva care funcționează îmi făceam și o rost, deși înainte nu luam vitamine, mi se păreau că sunt un marketing schemă așa și că e ok dacă mănânci echilibrat, dacă faci sport, dacă petrești timp în aer liber, îți ajungi, îți iei nutrienții de care ai nevoie. De când de anul trecut am zis că hai că poate totuși, poate o avea un deficit de vitamina D, deși nu m-am testat și am luat vitamina D, and so on. Ceea ce, cum să zic, lucruri care sunt contradictorii cu... Uh, Asta vreau gira, să spun. Da. da. Și cu toate acestea am cedat pentru că aveam impresia că fac ceva, măcar fac un pic acolo ca să controlez situația. Deci... Bun, dar ce spuneți voi, ce spui tu acum și ce a spus Ioana puțin mai devreme în sensul ăsta, uh, ar justifica, uh, cum să spun, apetitul pentru pseudoștiințe și pentru știri false în această perioadă, de un an încoace, de când ne-a lovit uh, pandemia și ne-a ucis pe toți. Da? Da, eu cred că, totuși, pseudoștiința a. a a circulat uh, liberă și înainte de pandemie. Așa este, dar acum sunt nici mai mulți oameni dispuși să creadă și să se agațe de astfel de teorii. Înainte eram, poate, mai circumspect sau pa, eram, cum să zic, aplicam filtrele cu care eram obișnuiți să analizăm și ne dădeam seama că e ceva fi și acum, mă rog, generalizez, probabil mai mulți oameni sunt dispuși să accepte teorii uh, alternative pentru că uh, nu mai știu în ce să creadă. Uite, un exemplu concret cu cei de la OMS, care, unde a fost un întreg scandal. Spuneau, purtați mască, nu purtați mască. E ok să purtați mască, nu-i nevoie, e nevoie, nu-i nevoie. Au ajuns inclusiv medici cu care vreau să spună, nu știu ce să mai cred, nu mai ascult, pentru că m-am săturat. Nici, nici nu știu exact, adică dacă nici nu au o direcție clară și nu au o certitudine, eu cu atât mai mult nu știu ce să fac. Și atunci, când obosești, uh, și că nu mai ai un reper de care să te ții, începi să fii cumva dispus să accepti poate și alte idei care par ok, la prima vedere. Pentru că știința nu oferă, de fapt, certitudini, cum spunea Anca da, foarte oferă. bine. Oferă doar perspective, da? Și ajungem să spunem că trebuie să purtăm o mască sau două sau zece după ce facem niște cercetări. Și vedem că virusul ăla nu trece prin zece măști puse una peste alta. Zic, exagerez, da? da. Deci probabil că dacă, dacă ne-am da cum să spun, dacă am avea chef să, să acceptăm niște explicații, dacă am avea răbdare, poate că am găsit și răspunsurile. Da, bun, dar bun, atunci, cum ne protejăm? Ah, scuză mă te rog. Cercetările, they take time. Și noi trăim exact. acum virusul peste 10 ani. O să știm foarte multe chestii, dar s-ar putea ca în 10 ani să nu să nu mai fim sau să nu ne fie bine până atunci. atunci noi căutăm soluții. Creierul un rol foarte important al creierului este să ne țină în viață și caută orice soluție pe care o, o găsește care îi se pare ok să ne țină în viață și atunci de aceea ne, ne agățăm de orice lucru. Bun, și atunci cum ne protejăm? Cum ne apărăm? În afară de educație, la care vreau să ne referim mm -hmm. cumva special separat, pentru că să făcut referire la ea și în ediția trecută, s-a vorbit foarte mult, cât de, e, cât de importantă este educația. Deci, deocamdată, în afară de educație, pe care trebuie să o începem de vreme, și care, mă rog, sper că în ipoteza că ne ține toată viața ce am învățat, altfel cum ne protejăm? Um... Trebuie să fim aware, să luăm orice idee pe care, despre care o auzim, orice teorie pe care o citim și care poate ni se pare interesantă la început, trebuie să o comparăm, să o, să o analizăm din perspectiva ceea ce știm, de a ceea ce cunoaștem din punct de vedere științific. Dacă avem capacitatea să facem acest lucru, pentru că, așa cum spunea Anca, nu putem să știm despre toate domeniile. Nu avem cum, nu suntem educați, străinuiți. Și atunci, dacă nu avem capacitatea să evaluăm noi, să ne ducem la niște surse care sunt dovedite în timp că sunt corecte și au rezistat, eu știu, multiplelor analize și challenge-uri și să raportăm noua teorie la acele principii sau concepte. Doar că și aici ne trebuie, cum să spun, asta în acest asta timp și nu o să ne răspundă, poate, fix sau nu o să ne dea fix răspunsul pe care îl vrem. Aici este un, un alt bias pe care îl avem noi și anume, ne este foarte simplu să acceptăm informații care sunt consistent cu ceea ce credem noi, pentru că informațiile pe care le avem deja în cap sunt codificate în niște rețele neuronale și lucrurile sunt bine așezate și când vine o informație nouă care. Corespunde, efortul este foarte mic să o integrezi și pe aceea, da? Creierul o reține, o pune în long-term memory și zice, bine, uite, chestia asta, am înțeles că așa stau lucrurile, când am nevoie o scot de acolo. În momentul în care uh, suntem, uh, intrăm în contact cu informații care nu corespund cu ceea ce credem noi, atunci creierul trebuie să depună un efort suplimentar, să facă o analiză, să vadă, este corect, nu e așa, unde am mai întâlnit o informația respectivă, ce s-a întâmplat când am făcut lucrul respectiv sau când am acceptat, am mers pe o variantă și efortul respectiv, odată că necesită energie și creierul nostru nu vrea să consumăm energie, e un lucru evolutiv, vrea să conservăm energia pe care o avem, da? Unul și doi, dacă vrem să integrăm o nouă, o nouă părere, o nouă credință, dacă vrem să spunem, trebuie să construim o altă rețea neuronală care să fie în jurul acelui concept. Și asta iarăși presupune efort. Um, și ca să dau un exemplu, rețele neuronale formate sunt uh, like a highway, cum mergem pe autostradă cu viteză și dacă vrem să construim o rețea nouă, trebuie să defrișăm prin pădure cu un topor. Și creierul spune, dar de ce face chestia asta? De ce ai depune atâta efort când uite câte lucruri ai de făcut? Ignore it, -are, nu e relevant, continuă să crește ce crezi tu, că e bine, a fost bine până acum cu părerea respectivă pe care o aveai, și de ce ți-ai schimbat-o. Deci schimba exact. Da, da. De deci ce am aici... ieșit din confort. Da, și după aceea mai are și un element important, acela de social pressure. Dacă suntem într-un grup de prieteni, în tribul nostru, de colegi și noi susținem altceva, um, s-au făcut studii care au arătat că în timp ca să nu fim excluși din grup, suntem dispuși să, măcar declarativ, să acceptăm ce spun ceilalți și după aceea, încetul cu încetul, așa, un pic, un pic, ajungem și noi să credem câte un pic din credința celor sau din părerea pe care o aveau ei, pentru că ne obișnuim cu ideea, nu ni se mai pare outrageous și ajungem să o internalizăm în timp. Deci cumva presiunea socială, nevoia noastră de a fi acceptați, să conteze foarte mult în acceptarea sau mai puțin în acceptarea pseudoștiinței? Da, da. S-au făcut studii care au arătat pe diverse, în diverse contexte că dacă la început nu erai de acord cu o idee, nu neapărat absolut o știință, o idee, inclusiv o, nu știu, părere politică. Pentru a nu fi exclus din grup, ajungeai să tacit, să accepti, spuneai da sau nu spuneai nimic, tăceai din gură și după aceea, încetul cu încetul, cumva te obișnuiai cu ideea, era fam ceva familiar, nu mai era o cum spuneam, nu mai, de mai depunea efort ca să o respingi și așa în timp. Da. Ioana, tu ce zici aici? că s-au discutat multe. M-am gândit în timp ce discuta Ana că am o idee și o să îmi dați ban. Nu o să-ți dăm, Mă gândeam inclusiv acum la, la cât de polarizată este lumea legată de a te vaccina, nu te vaccina. Și atenție, înainte să fac afirmația respectivă, mă voi vaccina, sper, în martie. Uh, mă gândeam cât de mare cenzură a ajuns împotriva în, în celor care spun că nu se vaccinează sau nu se pot vaccina. Apropo de, apropo de cât de polarizați putem să fim și uh, apropo de faptul că uneori și, și aderarea la latura științifică, nu știu dacă mă exprim uh, 100% la asta clar cu ce vreau să zic, poate să fie uneori uh, tunnel vision, adică te uiți doar înainte, doar înainte, fără să te uiți să, să ai o optică în dreapta și în stânga. Um, și chiar a fost de curând un, un actor, nu știu, nu știu exact numele, care a făcut o declarație că el nu se vaccinează sau nu, nu se poate vaccina, ceea ce mi se pare mai ales al doilea caz, nu te poți vaccina, pentru că există situații în care nu se recomandă. Asta și, este altceva decât și toată, a nu te vaccina punct. Decât nu a nu te vaccina punct și toată lumea a sărit, a, a sărit pe el. Nu știu dacă nu se nu putea, nu vroia sau uh, era altceva la mijloc. Uh -huh. Dar, în fine, mă, mă folosesc de acest exemplu mai mult ca să spun că avem un fel de vedere în tunel Inclusiv în legătură cu lucrurile pe care le credem științifice Și că, evident, că și viceversa este valabil Și în legătură cu lucrurile pe care le credem adică le credem științifice și, de fapt, nu sunt uh, Se dovedesc a fi pseudo-științifice uh, <coughs> Da, cred că vrei să întrebi ceva Nu, 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 dacă vrei tu să mai zici ceva legat de topicul acesta rămân la rămân la părerea apropo de ce zicea Ana legat de biasul de confirmare pentru că practic ăsta ar fi biasul de care vorbea ea. Îi dăm și un nume, nu e ca în Harry Potter it shall Not Be Named, îi dăm și un nume, este biasul de confirmare. Um, cred că e un bias care te și, și îți și menține, îți și menține credința în pseudoștiință și te și atrage. Pentru că dacă tu. Se consideră că la bază, spre exemplu, la baza gândirii mistice, la baza superstiților, stă gândirea intuitivă. In -intuitivă. Gen, face o corelație între A și Z, pentru că. Spre, ce, ce înseamnă, spre exemplu, gândirea intuitivă? Un exemplu. Consider că dacă bat în lemn de două ori, mâine voi avea. Uh, și asociativă. Mâine voi avea succes la interviul meu pentru un job. Se întâmplă să am succes la interviul meu pentru un job, mi-am format o credință, e important să bat în lemn de două ori, deși se bat în lemn de trei ori, cred că. <gântu -i> a, și atunci s-a creat această asociere. Este o, o intuiție și nu o să mai fac pe la ideea de credință, deși credința e foarte bine înrădăcinată. Este o intuiție pe care eu mi-am creat-o. Ei, ce se întâmplă dacă apare o formă de pseudoștiință care spune că a în lemn de două ori. Este util pentru tine și pentru succesul tău în performanță, în, 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 la locul de muncă. Știu că e un exemplu aberant, dar vreau să spun că există o corespondență între gândirea noastră foarte intuitivă, pentru că ne facem noi propriile noastre credințe și asocieri legate de lume și de viață, pentru că e normal să-ți să faci propriile tale legi după care funcționezi, pe care ți le validezi sau nu. Iar acestea, când, se, când corespund foarte bine cu o anumită formă de pseudoștiință, cu o anumită idee pseudoștiințifică, atunci I'm in, I'm yours, gata, sunt hooked, o să fiu acolo, Ad ader la partidul pseudoștiințific. Cam, cam asta ar fi un alt motiv pentru care cred că, că mergem pe, pe linia pseudoștiințifică foarte, foarte ușor. Iar tot așa, din punct de vedere al, al cercetărilor, gândirea intuitivă în, în, zen, în genul exemplului pe care eu l-am dat, este foarte, foarte legată de predispoziția spre superstiții. Da. Cred că cele două se leagă destul de bine. Și care, um, uh, cum să spun, uh, superstițiile, nu știu dacă, credința în superstiții, nu știu dacă ține neapărat de câtă școală ai, ca să zic așa, cât, uh, cât de mult ai fost expus la, habar la teorii științifice, la un mediu de ăsta științific, foarte, foarte științific. Eu cred că i-e ține foarte mult de alte resorturi, și cu asta nu prea avem cum să. Aici nu prea avem ce face, dacă chiar trebuie să facem ceva. Apropo de superstiții. Dar apropo de biasul de confirmare, Anca, Anca Velicu, uh, biasul de confirmare, deci cu, al, cu alte cuvinte, nevoia asta de, de a fi confirmat. Este cu atât mai exacerbată astăzi cu cât suntem cu toții și cu totul pe rețelele sociale. Exact. Da, asta voiam să adaug și eu, că s-a vorbit foarte mult aici despre nevoia de a crede sau uh, apetitul de a crede în pseudoștiință în perioada asta, fiind o perioadă excepțională în care avem nevoie de certitudine și de un simț al controlului asupra propriei vieți. Dar, pe de altă parte, dacă privim mai larg în ultimii 10 ani, de exemplu, uh, Explozia de pseudoștiință în societate și nu este vorba doar de România, din contră este la nivel mondial. Explozia asta a fost spusă sau se explică parțial prin media sociale, social media, pentru că S-a descoperit, de exemplu, a fost un studiu în care, în care un tip a luat 20, 200 de videouri selectate aleatoriu despre încălzirea climatică și a descoperit că 107 dintre ele promovau că aceasta fie nu există, fie este o conspirație în spatele lucrurilor astea. Deci majoritatea la momentul ăsta Conținutului pe care îl putem accesa pe astfel de rețele sociale este conspiraționist. Iar dintre cele care erau fie negau, fie erau conspiraționiste, cele cu cele mai multe vizionări erau cele conspiraționiste. Deci există clar o nevoie de a căuta astfel de conținuturi și această nevoie ne este hrănită. Ne este hrănită de către algoritmi uh, și ne este hrănită de către uh, structura și arhitectura rețelelor sociale. Trebuie să înțelegem foarte bine lucrul ăsta pentru că uh, foarte puțină lume înțelege funcționarea internetului și faptul că rețelele sociale. Sunt uh, gândite să maximizeze angajamentul nostru pe ele. Să stăm cât mai mult acolo. Ca să stăm cât mai mult acolo, așa cum s-a spus deja până acum aici, uh, vrem să urmărim conținutul care ne este drag nou sau cu care ne suntem obișnuiți și creierul nostru nu face foarte mult efort, uh, care va aduce o, poate o pătrățică în plus la uh, schema cognitivă pe care o avem sau creează autostrada aia și mai. Uh, Autostrada Cunoașterii și mai uh, adâncă acolo. Deci, uh, conținutul repetat, uh, uh, același tip de conținut repetat, ajută la validarea acestor informații. Pe de altă parte, așa cum s-a vorbit mai înainte, uh, ce a spus și Ioana și Ana despre, uh, eu o știu, ca teoria spiralei tăcerii, acea presiune socială care uh, face ca uh, Într-un anumit grup, dacă ai o opinie disonantă, să fii tentat mai degrabă să o păstrezi pentru tine și uh, cu timpul poți să o schimbi, pentru că există presiunea socială, vrei acceptarea grupului și nu îți uh, e teamă de repercursiunile, chiar să o susțin tare, ideea mea, care nu este chiar cea mai. Ei, această disonanță, uh, această spirală a tăcerii, dacă uh, o suprapui peste. Uh, acele echo chambers sau acele bule informaționale, bule valorice pe care ni le creiem pe rețelele sociale, observăm că dacă toți prietenii noștri cred într-un anumit fel sau majoritatea, iar Algoritmii sunt foarte buni să detecteze uh, acei prieteni uh, care au cel mai mult angajament, iar teoriile conspiraționale sunt cele care au cel mai mult angajament pe rețelele astea sociale și atunci uh, îți vor arăta conținutul postat de ei, ceea ce face ca acel conținut să fie conspiraționist. La un moment dat vei avea senzația, vei avea un uh, input să crezi că acea teorie este foarte, foarte uh, răspândită. Și deci nu poți decât să o crezi și tu, pentru că toată lumea o crede. Uh, și așa s-a mărit, s-a răspândit foarte mult uh, teoria, uh, s-au răspândit foarte mult teoriile conspiraționiste și, uh, și pseudoștiința. Deci avem repetar, repetarea conținutului sau a celorlași teorii și foarte, foarte important uh, limitarea expunerii la un conținut variat. Mass media ne aducea acest conținut variat. Chiar dacă o emisiune era super idiotă, aveai șanse ca următoarea emisiune să fie uh, mai ok. Uh, această ex, uh, limitare a expunerii la conținut uh, variat a dus la alt uh, output despre care s-a vorbit, și anume radicalizarea. Ne-am radicalizat în părerile pe care le avem, fie că sunt de știință, fie că sunt de pseudoștiință. Suntem atât de siguri că avem dreptate, atât de uh, dispuși să trecem la acțiuni în sensul ăsta, să ne impunem dreptatea noastră asupra celorlalți, astea deja nu mai, sunt, nu mai țin de știință. Astea țin de comportament și de uh, predispoziția noastră de a ne impune un anumit, uh, o anumită părere. Deci filtrarea conținutului... Așa, scuze, te rog. zi, zi, zi. Filtrarea conținutului, repetarea acelui conținut, faptul că foarte mult conținut este de pe internet, este de acest fel. Aș mai adăuga aici un lucru apropo de conținutul de pe YouTube, pentru că nu știu dacă sunteți curioși sau vă uitați puțin ce tip de conținut științific sau pseudoștiințific apare pe internet. Uh, am uh, mi-a fost uh, servit pe tavă uh, un articol uh, care spunea că uh, uite, clar este conspirație pentru conspiraționist, pentru că uh, e un articol de cel mai mare cel mai renumit patolog german care spune că uh, sunt interzise uh, disecțiile pe cadavre. Așa uh -huh. ați auzit această conspirație? Nu știu, asta am auzit altele în legătură cu, okay. cred că alte conspirații în legătură cu autopsiile, care nu se fac din vari motive. Bun. Ne mai suportând, am vrut să văd, să ascult și eu acel, să văd, să citesc acel lucru, am descoperit că nu era de citit. Cineva citea pentru tine în română, sau în Moldovă, o română foarte ciudată, cu accent din Republica Moldova. Uh, un uh, conținut care era uh, spus că este uh, de acel doctor. În momentul ăla, primul impuls este să vezi care este articolul. M-am dus, am găsit articolul. Surprise! Realmente, articolul spunea aproape cuvânt cu cuvânt ceea ce spunea tipul în, uh, în acea citire, cu excepția ultimei fraze, care schimba cu totul uh, toată... Acel doctor într-adevăr se lupta pentru a fi incluși patologii, medicii patologi, în grupurile uh, strategice uh -huh. uh, care să aibă control asupra crizei, pentru că el spunea, ceea ce eu am descoperit când am uh, disecat 10 sau 15 cadavre sau nu știu câte a spus el, a fost că sunt afectate, era la început, era în aprilie anul trecut, sunt afectate anumite organe și voi, în momentul în care tratați pacienții vii, nu vedeți lucrul ăsta. Deci eu, cu cunoașterea mea, pot să, să mi aduc contribuția, dar era o chestiune foarte contextuală în cadrul Germaniei, unde probabil că acel grup strategic nu are pe Arafatul, au și ei Arafatul lor, și era ideea cum este structurat acest grup. Ei, o frază strica și făcea ca acel video să fie nu pseudoștiință, să fim atenți, ci dezinformare științifică. Pentru că tot articolul era Mă rog, exact nu pot să spun pentru că era tradus, dar se regăsea în mare parte. Da, aici cum să zic că există dovezi că uh, tindem să citim doar titlul sau primele paragrafe dintr primul paragraf dintr-un articol și nu îl parcurgem tot. Și de fapt, parcurgându-l tot, am putea să descoperim că e vorba despre altceva decât sugerează titlul. Da, uh, ce, uh, 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 asta. Clar avem problema asta și mai ales au fost o grămadă de cercetări care au arătat că ceea ce se dă share și like în general sunt la, este la titlu, nu la conținutul cu adevărat. Adică nu-l citești de multe ori, nu se citește și se dă share și like. Avem chiar scuze. Cineva s-a scuzat că n-a știut la ce a dat share când a postat niște conținut rasist, dar trecem peste asta. Deci este. Ai dreptate, nu citim uh, cu adevărat, dar ceea ce voiam eu să arăt era tipul de pseudo-știință și dezinformare științifică care circulă și care este uh, de, uh, foarte, de multe ori foarte insidios. E o mică, mică parte care însă schimbă totul. Uh -huh. uh, aș vrea să vă întreb dacă ați văzut uh, filmul Pandemic? Eu recunosc că am început să-l văd, dar pentru că seamănă atât de bine cu ce trăim, n-am rezistat până la... A, nu, e, nu, Pandemic, cred că este, sau despre la vrea să vă întreb, este un documental despre care neagă... No. Uh, pandemic okay. e un film artistic. Pandemic e un film, înseamnă că alt film, e acel celebru documentar care a făcut o celebră pe tipa care l-a acuzat pe Fauci din America, nu, baza parcă. Pandemic de... se cheamă. pandemic. Ah, ok, ok, ok. Da. Da. Uh, cred că ne a ajutat foarte mult ca să înțelegem. Ce se poate face? Ne-a foarte mult să înțelegem ce este și ce circulă. E foarte riscant că ne-am ne expune la acel lucru și de câteodată este super enervant sau aproape tot timpul este super enervant, dar urmărirea acestor uh, uh, narrative alternative, să le spunem, este foarte informativă. Dar da. necesită foarte multă muncă și dat, da. uh, cumva este o luptă cu morile de vânt pentru că la o astfel de dezinformare, pentru că de despre dezinformare discutăm aici, până la urmă suntem la confluența dintre credință, dintre bad science, dintre dezinformare, că depinde și de intenția cu care lansezi în circulație uh, o idee sau alta. Și pentru o astfel de dezinformare demontată, între timp au crescut încă 10, 20, 100. Am dat acum câteva luni de un astfel de articol absolut minunat. Chiar vreau să scriu să-l demontez, dar necesită foarte mult timp. Pe o pagină de Facebook a unei asociații religioase era uh, distribuit cu multă indignare uh, un articol despre care confirma, a nu știu câta oară, reconfirma decadența Occidentului. Cât de rău a ajuns Occidentul. Uh, și exemplul concret era cum, uh, cred că în Franța a început să se vândă pâine făcută cu urină de femeie. Dintr-o dată avea aici atâtea teme cât am putea să discutăm ori în șir. Feminismul atacat, decadența, nonconformismul, siguranța alimentară. Adică se abordează foarte multe teme. E, erau implicați, eu am luat-o pe, pe filieră și să văd cum s-a transmis știrea. Erau implicați, bineînțeles, și rușii cu sputnicul, erau uh, implicați tot soiul de oameni de aici din țară care preluaseră știrea de la Spudnic. Cei de la sputnic o luaseră de la niște tabloide de prin America, care la rândul lor luaseră deformând niște știri din Franța. Deci era un întreg ping-pong. Despre ce era vorba, de fapt? De o, cum să-i spun, de o încercare undeva la limita dintre art cu urbanism și cu știință, prin care, pur și simplu, oamenii recoltau urina care era folosită, ce să vezi, ca fertilizator natural pentru a crește niște grâu. Și se discuta la origine, se discuta despre faptul că în loc să arunci la canal urina, ca după aia să ai nevoie de foarte multe procese tehnologice, de foarte multă energie consumată, etc., 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 ca să o scoți din circulație, să scoți fosforul respectiv din circulație, mai bine se colectează uh, produsul uh, final și se folosește în agricultură, astfel încât economisești energie, economisești bani. Și, da, era implicată și o feministă care uh, proiectase niște. Uri, niște pisoare, pe limba noastră, urinale, să le spunem, pentru femei. Dar de ce? Pentru a rezolva problema cozilor nesfârșite la WC-uri, la concerte. Știm cu toată lumea că la WC-urile pentru femei se face o coadă nesfârșită. De ce? Pentru că procesul este mult mai laborios și necesită mult mai mult spațiu. Și atunci femeia respectivă încercase să rezolve această problemă care până la urmă este de urbanism toată povestea asta fusese deformată și transformată într-un exemplu al nu știu câte la exemplu privind decadența Occidentului. În comparație, bineînțeles, cu măreața Rusie de sub stăpânirea lui Putin, unde astfel de lucruri nici nu s-ar putea întâmpla. Așa apar foarte multe dezinformări putentă științifică, care sunt la limita dintre dezinformarea cu uh, intenție politică, și uh, în același timp pedalează pe niște teorii pseudoștiințifice cu care oamenii se alimentează frecvent. Hai să luăm și niște întrebări, uh, să răspundem la niște întrebări. Uite, de exemplu, um, Cornel Prețul spune așa, arată de viralizare unui mesaj antivaccinist este de 50, este de 50 pe când cea de demontare a acelui mesaj pe baze științifice e de maxim 3%. Mi se pare că e destul de dezechilibrată. Total de acord. Și nu numai atât, studiile arată că acel mesaj de demontare a pseudoștiinței nu va avea efect sau va avea chiar efect advers prin faptul că se vor căuta alte confirmări ale ceea ce deja știai. Dar într adevăr rata de viralizare a conținutului fals, a conspirațiilor și a pseudoștiinței e fantastică și este una dintre aspectele foarte importante uh, și Probabil este un subiect în sine despre uh, ce pași se pot face la nivel instituțional. Uh, știți foarte bine că uh, mult timp uh, Facebook-ul și Twitter-ul au stat foarte liniștiți cu uh, conspiraționismul și cu pseudoștiința. Ba chiar nu știu dacă știați, dar Facebook-ul avea tag special pentru reclame. Pentru pseudoștiință, adică puteai să targetezi o anumită reclamă pentru oamenii care cred în pseudoștiință, doar în 20 sau în aprilie 2020 au scos acest tag, când între timp au fost uh, implicați în ideea de curare a conținutului de pe Facebook împotriva știrilor care uh, contraziceau coronavirusul. Deci a -a pot o... să primesc, primesc atâtea reclame la vrăjitoare și nu folosește la nimic, Poți să, să le reclami. Poți să spui acolo că este înșelătorie. Și ce dacă? La, cu, cu cât le reclam mai, mai fervent, cu atât vei, te vei trezi în feed cu mai multe reclame la la Da, deci asta este într-adevăr o problemă. Aspectul comercial al acestor rețele sociale, care le fac, într fel, imune la probleme etice sau la probleme de știință, probleme ale societății. Uh, după cum spuneau, nu numai că îți bag acele reclame, nu știu cum anume sunt tăguite acele reclame cu vrăjitoare, dacă uh, se spune dați uh, bărbaților la, uh, cu ochelar, cămașă roz și plovăr albastru pe umeri sau uh, care anume este tagul exact pentru acele reclame, dar înainte tagul era clar pseudoștiință. Acum au scos acest tag uh, într-un fel de a se spăla pe mâini, dar știm cu toții că nu se întâmplă lucrul ăsta și că, de fapt, uh, tocmai pentru că spuneam că angajamentul pe rețelele sociale, adică timpul, în alte cuvinte, timpul pe care îl petrecem acolo este mult mai mare cu astfel de conținuturi, Uh, rețelele sociale sunt foarte uh, fericite cu, cu astfel de conținuturi. Uh, dar, dincolo de acest aspect primar și superficial, uh, este foarte mult de discutat cum anume să identifici astfel de conținuturi. Ok, să zicem că la un moment dat vrei să faci curat și să dai jos de acolo tot ceea ce este problematic. Uh, Țineți cont de faptul că orice alterare a conținutului practic schimbă conținutul. Adică dacă eu am un film și uh, postez pe acel film, nu știu, un cuvânt, acel film se transformă într-un alt film pe care trebuie să-l urmărești din nou în toate rețelele și să-l dai jos. Uh, deep fake acum reușește să altereze până la Un, Adică poți să-l ai pe uh, un medic în care ai încredere și să-ți spună un mesaj total idiot prin inteligența artificială. Și atunci Asta ne pune foarte mult la încercare simțul nostru critic și toate, toate lucrurile astea. Deci problema rețelelor sociale, a inteligenței artificiale și tot ce înseamnă pro propagarea pseudoștiinței este una foarte, foarte largă. Ana și Ioana, comentați și voi ceva la asta? Uh, legat de, de mesajul lui Cornel. Eu aș vrea să, să menționez că mare parte ține de efectul de priming, de, de amorsaj. Odată ce informația a ajuns la om, este și a fost percepută ca fiind adevărată și integrată, e foarte greu să-l să mai debarasez de ea și asta e datorită amorsajului. Și mi-am să aminte de un studiu pe care l-am făcut, uh, sper eu, viitor publicabil, Legat de fake, cel puțin în, în evaluare, legat de fake news. Um, practic l-am prezentat um, participanților noștri niște informații legate de actele teroriste din 2017. În 2017 a fost uh, un boom de acte teroriste mai ales în Europa. Și vreau să vedem cam care sunt estimările lor, cam care e rata deceselor, de exemplu, în Europa. Și în realitate, rata deceselor era de ordinul zecilor. Estimările lor erau de ordinul sutelor, de ordinul miilor. Și sigur că asta vine ca urmare a expunerii media. Dar ce a fost mai interesant este că, după ce i-am expus aceste informații, după ce, după ce am văzut, practic, cam care este percepția lor, și i-am expus înainte și la niște informații legate de actele teroriste, ca să le facem acest priming și noi, după ce le-am arătat statisticile reale, au fost surprinși, au rămas surprinși, dar chiar și așa, îngrijorarea lor legată de terorism. Noi am investigat la nivel emoțional, a rămas neschimbată. Și asta mi s-a părut interesant. Ne-am uitat pe mai multe grupuri. Grupuri care au fost expuse uh, la anumite forme de fake news, care n-au fost expuse, grupuri care au fost expuse la cifrele reale și care n-au fost și au rămas la fel de îngrijorați, indiferent de expunere. Dar ce a făcut diferența între ei, ca să schimbe puțin îngrijorarea și atitudinea, a fost atenția la informație. Deci, asta înseamnă că nu numai că trebuie să ne informăm din diverse surse și că prima informație care ajunge la noi este bine angrenată în creierul nostru, dar și că dacă vrem neapărat să o combatem, ne impunem, e un proces conștient și că trebuie să fim atenți la informația care ne se oferă. Nu e suficient să fie expus la ea. Și asta mi s-a părut extrem de interesant, pentru că doar pentru cei care au fost atenți, realmente, am verificat și asta aceștia și-au schimbat nivelul de îngrijorare, ca urmare a cifrelor, de altfel, mai puțin îngrijorătoare decât, nu înseamnă că nu importante, dar mai puțin îngrijorătoare decât și-ar fi imaginat ei. Dar de ce nu ne sună niciun clopoțel de alarmă în momentul în care uh, cineva vine și în infirmă, de exemplu? Adică, înțeleg, uh, mesajul a prins, mesajul greșit a prins, dar după aia cineva vine și spune că stai puțin că nu e așa. De fapt, e altfel. De ce nu mă alertează lucrul ăsta și nu mă face să fiu mai atent? Pentru că există diverse mecanisme. Dacă informația respectivă a ajuns bine îngrenată la nivel de, de credință, de convingere, atunci apar diverse mecanisme. Unul dintre ele ar fi acela de a respinge informația nouă pe care o primești ca fiind adevărată. Noi, în general, informațiile pe care le primim, mai ales primele, le percepem ca fiind adevărate. Ah. Cam asta zicea și Kahneman acum multă vreme pe, pe ideea de sistemul, sistem 2. În fine, în prima în instanță percepem informațiile ca fiind adevărate. Odată ce a ajuns la mine o informație adevărată, care coincide cu setul meu de valori și de credințe, intervine alte mecanisme, care sunt practic cele de respingere a informației. Tot ce este incongruent și așa se menține și pseudoștiința, tot ce este incongruent cu credințele mele, cu prima mea informație, este respins și dat la o parte. Și așa se menține într-un cerc vicios. Și ce este și mai vicios, și nu vreau să monopolizez, este faptul că și dacă venim și uh, combatem și sunăm clopoțelul și spunem atenție, vaccinurile nu cauzează autism, atenție și alte, alte, lucruri, practic nu faci altceva și asta e extrem de perfid, nu faci altceva decât să repeți o anumită informație care era în mintea persoanei respective, vaccinul autism, vaccinul autism, mai contează cei la mijloc și practic tu nu faci altceva decât să o promovezi. Deci, inclusiv încercarea noastră de a combate, de a suna acel clopoțel, trebuie să fie făcută cu multă atenție, pentru că doar, chiar și prin simpla repetiție a informației, nu faci altceva decât să o promovezi și să, să crești mișcarea de rezistență. Cum s-a întâmplat și cu atitudinea noastră față de vaccin, care în prezent este al naibii de detrimentală. Pentru că noi eram deja polarizați legat de vaccin cu câțiva, cu un an, doi în urmă, când consideram unii dintre noi că vaccinul este periculos, pe... pornind de un articol care, de altfel, a fost retras de mult. Exact asta vreau um, să spun. Că vaccinul cauzează autism. Exact. Eram deja polarizați. Nu, 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 nu numai că a fost retras, a spus, a fost un fals, e o falsă afirmație. Aia a fost o afirmație falsă, o minciună. Ai fost mințit. Da, doar că Este interesant. Chiar a fost publicat acum două zile un articol al unor cercetători de la Cambridge, care arată o chestie foarte interesantă: că unul dintre determinanții importanți ai apetenței pentru teorii pseudoștiințifice și, în general, pentru extremism, la modul general. Pentru că, de fapt, discutăm de niște credințe lipsite de o bază. Reală, dar care sunt ținute foarte sus în, ca valoare personală. E Unul dintre determinanții importanți este lipsa de flexibilitate cognitivă. De fapt, discutăm de niște oameni care nu sunt capabili să-și ajusteze modul în care percep realitatea. Dar nu știu dacă e vorba de oameni sau de creier. Eu, eu înțeleg că. De la creier ni se trage totul păi, care este uh, în uh, uh, de încăpățânat. Om, om, Omul e definit de creierul lui, Bun, da. nu e definit de de nu, nu, <laughs> dar, sau de mână. Dar asta uh, ai puțin, e puțin care e sensul. Nostru. Uh, și uh, depinde foarte mult de modul în care funcționează acest creier. Evident nu este uh, e un determinant, nu este o fatalitate pentru că uh, citesc de memorie un studiu de acum câțiva ani care arăta că Deși, evident, nu o să poți să uh, îl răstorni cu totul pe uh, un. habar pe un conservator înrăit și să-l să lămurești, de exemplu, că, nu știu, educația sexuală în școli este bună sau că teoria lui Darwin este corectă, dar uh, educația, totuși, contează. Pentru că chiar și acei, hai să zicem, conservatori înrăiți, dacă au în spate o pregătire, dacă au depus efort în trecut să înțeleagă niște teorii, să înțeleagă înșiruirea logică care a dus la construcția lor, cu toată înclinarea lor psihologică de a se duce într-o anumită direcție, totuși rațiunea îi îi mai ținem fru. Și atunci, într-adevăr, educația este importantă și evident că trebuie făcută încă din frageda pruncie. Ajungem acum la educație. Uh, și uh, Ioana, e o întrebare pentru tine, dar înainte de asta vreau să o întreb și pe Ana. Deci, apropo de ce s-a comentat până acum... I um, vreau să adaug un lucru și anume, teoriile antivacciniste se propagă așa de rapid pentru că they play on our fears. Ne este teamă de necunoscutul legat de noua met noul suport de vaccinare, ne ne este teamă de reacții adverse și atunci este foarte important să înțelegem că dacă apare un caz de, nu știu, o persoană care a murit, care poate are sau nu are legătură cu vaccinul, sau o persoană care a făcut o paralizie, există o bel palsy, o reacție adversă pe care, care apare în urma vaccinului, dar care, interesant, în cazul persoanelor vaccinate, nu a avut o incidență mai mare decât aceea în populația generală. Adică oricine poate l-am dat să rămână un pic paralizat, îi trece după două, trei zile. Impactul este foarte puternic. impact emoțional, în primul rând. Nu poți să spui, ok, am paralizat un pic, las că trece peste două zile, da? Și atunci aceste cazuri care sunt mediatizate puternic de către media, care caută senzaționalul și vrea să obțină clicuri, impactul acestor cazuri este mult mai puternic dacă le raportăm așa, decât dacă spunem, uite, 0,1% din populația vaccinată a avut nu știu ce reacție adversă. Și atunci, dacă, if you frame it like that, te uiți în alt unghi, da? apropo de framing, if, at, at, reacția poate să fie ok, 0,1% probabil că nu o să mi se întâmple mie și treci depășești bariera aceasta de frică sau depășești resortul acesta de frică pe care îl activează știrile antivacciniste. Da, bun. Asta, hai să zicem că în cazul de față poate fi așa, nu știu, dintr-un complex de factori, suntem într-o conjunctură în care este și boala asta, mă rog, groaznică, este și faptul că vaccinul a apărut repede și nu ne vine să credem că e bun dacă a apărut atât de repede când altele, pentru altele au fost nevoie de ani dar totuși dacă scoatem din ecuație pandemia și vaccinurile astea, atitudinea asta antivaccinistă a fost promovată mai mult de oameni care cred că au fost vaccinați, prin urmare cărora nu le-au făcut rău vaccinul. Și atunci cum se poate ca un om care n-a murit din cauza vaccinului să spună că vaccinul face rău și pe care l-a apărat. Așa cum pentru că toate lucrurile pe care le făceau părinții noștri, sunt boring, nu mai sunt mișto. Acum noi avem alte păreri și alte percepții și trebuie să ne găsim și noi identitatea noastră. Mi se pare că e fel cum reacționează adolescenții care reject everything their parents do și zic, lasă că știu eu mai bine să fac. Și mama spune, am trecut pe acolo, nu o să fie bine, uite ce o să ținem, de copilul ce nu, 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 nu are cum. Și foarte interesant, am făcut recent un studiu pe percepție referitor la vaccin, COVID și uh, ne-am uitat în uh, special la cei antivacciniști. Ca, și pro ca procent sunt mai mulți în populația tânără, între 18 și 25 de ani. Și interesant că ei au fost vaccinați de părinților. Da? Că asta puneam anumite întrebări și uh, procentul cel mai era între cei care au fost vaccinați, dar care nu și-ar uh, fi vaccinat copiii sau, nu și -au, de fapt, nu și-au vaccinat copiii da? de vaccinurile obligatorii. Și atunci te întrebi și. Uh, Iarăși, procentul era mai mare între cei cu studii superioare, nu cu studii medii. Deci, cu cât ești mai educat, apropo de ce spunea Toma, și cu cât ai, o să spună, o poziție mai, mai, bună, confortabilă, da, social, cu atâta ai timp mai mult să dezvolți anumite, nu știu, păreri care, pe care poate, dacă ai avea... Ai avea niște probleme existențiale mai puternice, n-ai avea timp să te gândești când nu vaccinezi copiii, că de fapt știi, ai încredere în ce, vă ce au părinții tăi și... Da. Avem o mulțime de întrebări și aș vrea să le răspundem la cât mai multe. O să trecem repede prin ele uh, și vreau neapărat să mai discutăm despre, cum să spun, miezul de educație uh, despre care, pe care l-am tot anunțat. Uh, întrebare. Religia ar fi un mecanism de rigidizare a gândirii? Cine răspunde? Cine-i primul? Hai să o Anca. Ce zici? Deschideți și microfonul dacă vreți să te auzim. Da, e o idee. E uh, bună. Eu voiam întrebarea cu cultura. Dar nu. Uh, cred că... Aș bine uh, și uh, cu cultura după aia. Uh, Cred că uh, religia uh, ajută la rigidizarea și la radicalizarea societății și, sincer, radicalizarea societății românești, uh, în sfera ortodoxă, mi se pare, și în sfera științifică, mi se par foarte problematică, pentru că trebuie să înțelegem că odată ce devenim foarte siguri pe aceste idei, nici nu mai suntem dispuși la dialog și la înțelegerea celuilalt. Deci se taie cam orice punte de mijloc și atunci avem mari șanse să eșuăm. Deci, părerea mea este că da, dar nu aș dezvolta mai mult pentru că nu sunt specialistă pe sociologia religiilor sau. Mergem în sens invers. Ana. Ce zice zici? că nu religia, ci fundamentalismul religios ar fi o problemă. Pentru că religia este. ține de sfera personală. În momentul în care te duci și dai în cap altuia pentru că nu crede ca tine sau îi limitezi altuia libertatea pentru că nu nu știu, nu face ca tine, nu poartă anumite semne exterioare ca să, sau te jignește pe tine că nu poartă anumite semne atunci acolo mi se pare că îți rigidizează gândirea și acolo devine periculos. Ioana. Când am văzut întrebarea asta, am zis că mă bucur că nu este live și că nu se poate da cu roșii în noi. <laughs> Adică, că nu este face-to-face. -face. Nu, că live suntem. Uh, sunt de acord atât cu Ana, cât și cu cât și cu Anca. Nici nu pot să zic că neapărat sunt un expert pe zona asta. Știu că sunt studii care asociază, mine um, religie, cei, e un termen așa mai interesant, care asociază mai ales radicalizarea religioasă cu, um, cu rigidizarea cognitivă, cu o singură perspectivă, cu, cu perspectiva tunel, cum îi spun eu. Deci, există studii pe linia aceasta. Um, chiar am dus un pic o discuție anterioară a, a acestei, a, acestei emisiuni online cu câțiva dintre studenții mei, că am, chiar 15 minute am vorbit cu ei de de știință și le-am le -am spus, vedeți că urmează asta, dar nu vă zic unde, asta a fost a, menționat și vreau să văd perspectiva lor. Și m-a întrebat cineva dacă, ok, religie, religie te rigidizează cognitiv, dar credința, credința este necesară, te rigidizează și ea cognitiv, și cred că e foarte important să facem distinția între distinția. cele două. Uh -huh. Între cele două. Religia prin, prin dogma ei, prin ideologie ei te poate radicaliza, mai ales dacă este în mâinile nepotrivite și în fața unor idei nepotrivite, propriu zis. Dar credința e un alt topic un alt topic și chiar discutam cu studenta respectivă că avem e un motiv pentru care în, în diverse culturi credem în ceva, indiferent în ce, avem religii diferite, dar credem în ceva. Avem nevoie de, de a face apel la acest, acest crede în ceva, mai ales în situațiile dificile. Asta a fost dintotdeauna. Nu știu dacă neapărat suntem mai credincioși acum sau mai uh, în, în perioada pandemiei, dar sigur avem nevoie de să credem în ceva. Deci n-aș confunda cele două concepte, dar probabil că nici nu se face confuzia asta. Uh, evident, mai, Corina. Secunde. Evident că trebuia să-mi bat și o codiță Exact, exact. La, la tămă mă refeream acum, vreau să spun că uh, sunt convinsă că nu-i place, dar credința este și în știință. Adică, până uh, la urmă, cei care caută credința pot să o caută în știință. Eu asta vreau să spun, apropo de credință. Hai să, Foarte ved, scurt. să folosim niște termeni uh, concreți. Uh, credința este. Credința mea, de exemplu, este că mâine va răsări soarele. Și este de ce pentru că se bazează pe o foarte lungă experiență din spate care a arătat că așa se întâmplă. Și plus pe niște teorii care prezic că așa se întâmplă, niște teorii bineificate. A convingere. Uh, e o credință, nu acum hai să intrăm în definiția să o convingere. Asta de păi, ba, nu, e convingere. Eu, nu, stai un pic. Credința, ca orice alt lucru, este, se poate măsura pe un spectru între o certitudine și o vasii, sau în fine, vasi certitudine și o vasi imposibilitate. Acum, evident, cred că dacă pun o sârmă de cupru și una de zinc într-o soluție salină între ele, va ieși un curent electric. De ce? Pentru că este dovedit de foarte multe experimente. Și, aia eu okay. și asta e, nu e o convingere. Poți să am o, o convingere, o credință. La fel este și o credință religioasă. Doar că acolo nu ai acele dovezi. Despre asta este vorba. Bun. Religia Hai să... vine cu un sistem care instituționalizează un set de credințe. Dar, odată lămurit această definiție, care e importantă după din punctul meu de vedere. Dar ca să ne întoarcem la uh, ideea cu rigidizarea mentală, nu cumva uh, sistemele religioase îi atrag pe cei care nativ, care psihologic, structural, sunt, cu, uh, sunt mai inclinați către o gândire mai uh, rigidă? Pentru că uh, apetența pentru religie se corelează cu multe alte uh, trăsături psihologice, de exemplu, cu conștiință, cum o zici, cu uh, seriozitatea, ca să zic mai pe românește. Se corelează uh, cu a fi agreabil, cu a avea, uh, cum să spun, ușurința unor interacții sociale. Există o, o întreagă paletă, o întreagă structură psihologică care te predispune pentru un anumit tip de comportament social, nu? Uh, nu știu. Acum nu o să avem timp să răspundem păi la asta. nu le întrebam pe, pe invitatele noastre. Uh, ok, răspundeți. Nu ne lasă Corina să răspundem, că vrea să ajungă la educație. Vreau să ajung la educație neapărat. Vreau să ajung la educație neapărat. Vreți să răspundeți foarte scurt? Eu o să fac apel, dacă se poate, dar foarte rapid, la un comentariu. Gândire magică. Gândire Am. magică o avem de copii micuți, că <laughs> oricum ar fi sinonim, um, o avem de foarte de, de mici, dar contează și cum ne debarasăm de ea și cât ne debarasăm de ea, gândirea magică, așa nume, a crea asocieri între evenimente care nu sunt neapărat asociate. Uh, spre exemplu, a fost un experiment prin 44 care a rămas epic, uh, în care, pra practic, au fost uh, puse pe imagine niște figuri geometrice, niște cerculețe, pătrățele, și oamenii au fost întrebați. Care credeți că e motivul pentru care acele cerculețe se mișcă acolo? Care credeți, care credeți că e principalul motiv? Și oamenii au început să dea intenționalitate, au început să antropomorfizeze, au început să să își implice gândirea magică, să facă niște asocieri între, practic, niște cubulețe care, care se mișcau pur și simplu aleator și să le dea o intenționalitate, să-și să folosească gândirea magică în scopul ăsta. Deci o avem, ne ajută, pe de o parte, cum ar fi la antropomorfizare, ne ajută să ne apropiem de animalele de companie, dar, pe de altă parte, ne, ne încurcă. Dar uh, mi se pare foarte bun comentariu și că, că a făcut referire la gândirea magică și la tendința noastră, pentru că, și aici ar fi, și mă opresc aici, uh, opinia mea este că suntem cu toții vulnerabili la pseudoștiință și că ea ține foarte mult, că, că creierul nostru ne sabotează pe ansamblu și tot uh, uh, sunt foarte multe erori cognitive la care suntem predispuși, foarte, foarte multe, e de, sunt de ordinul sutelor, printre care se numește și baie, este și biasul de confirmare și că practic creierul nostru, așa cum este, a fost el presetat, ca să aibă euristici, adică o gândire foarte, foarte rapidă, care în trecut îl ajuta să supraviețuiască, să supraviețuiască, să fugă repede, să ia decizii rapide, acum ne sabotează și că suntem cu toții, asta și vreau să, să zic că suntem cu toții vulnerabili înspre, înspre pseudoștiință. Toma, ți-am zis și nu mai crezut că de la creier ni se trage. Ana? Um, eu aș vrea să, ca și, mă rog, în closing așa și să ating și partea de educație, este foarte important să învățăm pe copii de mici să fie sceptici și să analizeze informația pe care o primesc prin filtru gândirilor, prin înțelegerea pe care o au, să, să învățăm când citesc o știre să caute sursa și să vadă cine o emite, cui folosește informația respectivă. Și atunci dacă... Și am văzut asta, fiul meu face programare la un club și l-a învățat de... de... Na, în clasa întâi învățau să, să analizeze informația și să fie atenți că pe internet sunt multe lucruri care sunt dăunătoare și trebuie să fie atenți să nu accepte orice citesc ca tare, să nu ia at face value. Și atunci eu cred că dacă învățăm pe copii și ne antrenăm și noi gândirea aceasta critică și analiza. Um, fake news-urile și, mă rog, pseudoștiința o să avanseze mai încet. O să creăm, o să construim niște bariere astfel încât să nu mai fie așa de ușor de înghițit. Bun, și așa am ajuns și la educație, dar vreau întâi facem o mică paranteză logistică, ca să zic așa. Um, îmi dau seama că mai sunt foarte multe lucruri de discutat și avem și foarte multe întrebări la care n-am răspuns. Și dacă voi vreți și puteți și sunteți de acord să mai stăm peste ora 9 cu dragă inimă, toma. Eu n am deci, nicio problemă cu asta. Cine nu mai vrea să mai stea, cine nu mai poate pleacă, dar mi-ar plărea foarte rău. Oricum vom pune înregistrarea întâlnirii din această seară, ca de obicei, peste câteva săptămâni o vom pune pe canalul de YouTube al Bucharest Science Festival. Da, apropo de educație, uite, am găsit un articol foarte interesant, după părerea mea, în The Telegraph, scrie așa că Finlanda a găsit arma secretă în lupta împotriva fake news-urilor și anume copiii de grădiniță. Apropo de ce spuneai, bine, Finlanda este o țară care, am înțeles și din studiile de până acum, îi învață pe copii de mici, de mici de mici, adică de la grădiniță, să, cum spunem noi, să îi învață spiritul critic, da? să se întrebe de ce. Dar articolul vorbește despre faptul că Finlanda uh, targetează copiii de grădiniță sau începând de la grădiniță pentru a-i alfabetiza în legătură cu noile media, cu social media, cu internetul, cu. Anca, Verico. aici este teritoriul tău. Aici a să fie soluția. Și garanția... ce garanție avem că odată educați de la grădiniță, devenim niște adulți care nu-și schimbă, ce, convingerile? Ajungi la 30 de ani. Deschideți microfonul, te rog frumos. Da, mi-a spus să acțipați și calculatorul la mine să-mi deschid microfonul. Uh, da... Uh... Spuneai că ce garanție avem să nu ne schimbăm opiniile când ajungem mari, dar trebuie să ne schimbăm tot timpul opiniile și să ne ajutăm la noile descoperiri. Asta este marea uh, uh, capcană în care cădem să credem că odată ce avem un spirit științific, Gata, credem în știință și cu asta, basta. Nu, tot timpul trebuie să ne ajutăm. Iar uh, există la momentul ăsta un mare hype legat de, critic, de gândirea critică. Gândirea critică este foarte bună, e extraordinară, dar trebuie să știm puțin asupra ce putem să fim critici și ce, ce anume înseamnă să fim critici. Pentru că nu știu dacă ați fost curioși să intrați pe site-uri conspiraționiste și să vedeți că se autodefinesc ca singurele site-uri, singurele media, care abordează un spirit critic față de știința mainstream, față de media mainstream și așa mai departe. Deci toată lumea clamează uh, gândirea critică, mai ales conspiraționiștii. Asta este marele uh, paradox al uh, teoriilor conspiraționiste. Ei spun că ei gândesc critic. Și așa cum spuneam mai înainte și cum a apărut la un moment dat și în chat, acești oameni caută, deci depun un efort vizibil, exact. nu acceptă. La asta mă uităm. Exact, depun un efort să găsească uh, teorii sau articole care să îi confirme. Uh, ce poate face gândirea critică și media education, uh, educația media, este să înțelegem sistemul instituția media și sistemul prin care uh, circulă informația. Încă o dată, părerea mea este că noi nu o să putem verifica informația științifică în cele mai uh, adânci uh, detalii. detalii ale ei dar putem să înțelegem cum funcționează, cine plătește pentru anumite site-uri, să, să înțelegem că dacă este într-un anumit site și într-o anumită conjunctură și vedem că apar reclame de un anumit fel, atunci e foarte probabil și nu reușim să ajungem niciodată la uh, revista respectivă care clamează să fie prima uh, sursă, ci tot timpul ne învârtim într-un cerc de informație, atunci avem uh, o problemă și asta putem să o identificăm. Deci, Gândirea critică și educația media este uh, esențială și înțelegerea modului cum funcționează Internetul. Încă mai aud uh, și nu odată, adică aud destul de frecvent, dar am citit-o pe Internet. Cu siguranță faptului că dacă ai citit-o acolo, trebuie să fie adevărată. Și când am spus dar, nu te ai uitat puțin cum este făcut video ăsta, să observ că este, de fapt, uh, foarte clar uh, un fake, și a zis nu, dar cine ar vrea să mă păcălească pe mine? Deci există un tip de credulitate care este dată din neînțelegerea sistemului informațional. Dacă înainte existau curatorii, redactorii de carte, diferiți redactori și cum ești tu, un jurnalist științific care reprezintă un filtru pentru ce trece și ce nu trece de ecran despre știință sau de microfon, pe internet nu există. Ori foarte mulți oameni nu înțeleg acest lucru. Te rog, scuze. Dar eu am veșnic, cum să spun, teama asta că nu sunt. Un... Că, că nu filtrez bine. Și aici nu știu cum să fac să fiu sigură că e bine. Filtrat în sensul, mă rog, bun, deci e, nu cenzurat. Da, da, da. Nu, nu, nu. Filtrat da. în, în sens bun, da. Uh... Nu, nu comentez asta, dar putem să facem o emisiune și despre asta, dacă vrei, dar eu, părerea mea este că filtrezi bine. Ce aș vrea să mai adaug este că a apărut în chat și uh, mi se pare foarte important. Uh, Toma uh, tinde să pună accentul pe educația științifică ca o luptă pentru a combate pseudoștiința. Este foarte adevărat, pe de altă parte, însă există foarte multe studii care arată că și a spus cineva și în chat că mulți dintre uh, cei care au o educație științifică, au o predispoziție pentru uh, pseudoștiință de asemenea, iar explicația poate fi prin acea, acel mod rigid de a privi informația și acea încredere pe care o avem, că s-a vorbit puțin despre faptul că a înțelege o teorie conspiraționistă ne dă un sentiment de superioritate, acel sentiment narcisistic, ne hrănește și ne dă uh, gratit, uh, ne gratulează, deci sunt multe explicații pentru care educația științifică poate să lupte, dar nu este singur, singura soluție, pentru că observăm de multe ori că cei cu educație științifică sunt cei mai predispuși. Educația umanistă, arta se spunea în chat, cred că este un factor pe care de obicei îl tindem să-l neglijăm, dar care este foarte important în acea educație complexă care ne ajută să, să combatem pseudoștiința și... Uh, știu că finlandezii pun un mare accent pe, pe acest uh, aspect. Uh, pur și simplu a recunoaște anumite tipuri de uh, imagini, din ce registru apar, unde sunt, uh, cum anume, uh, tehnicile de manipulare, cum ni se focalizează privirea pri cu ajutorul tehnicilor fotografice sau uh, tăieturile din filme. Sunt lucruri cu care noi nu suntem aproape deloc alfabetizați și care sunt foarte importante. Imediat observi uh, manipularea din... Uh, dintr-un film și dacă mai îmi dai două minute spun și că uh, mi se pare foarte importantă educația științifică, dar nu neapărat înțeleasă uh, în termeni de să știu cât mai multe despre fizică, chimie, matematică, e, e ok, nu sunt împotriva acestor lucruri, dar să înțelegem cum anume funcționează știința, care este lanțul de la a aduna date, la a le prelucra, care sunt constrângerile de fiecare dată care ne fac să avem acel 5% interval de neîncredere în datele noastre, care sunt toate limitările astea, după aia cum le analizăm, cum le expunem. Cum ajung la public, dacă înțelegem toate, tot mecanismul ăsta. Și dacă copilului nu îi se predă, asta e teorema lui Pitagora, asta, e teorema, asta este teoria lui Newton și asta a lui Einstein, ci se explică cum s-a ajuns la lucrurile alea. Poate avem mai mari șanse să înțelegem că știința evoluează și că deci nu e un adevăr fix, astfel încât atunci când dezinformarea în știință care ne pune uh, teorii contradictorii pe masă și spune, vedeți, cum să aveți încredere în știință? Uite, a ajuns la teoria asta și la teoria asta, care se contrazic. Atunci putem să spunem, da, se contrazic, pentru că asta a fost făcută în anumite circunstanțe, asta în alte circunstanțe sau într-un anumit timp și în alt timp. Deci putem să înțelegem lucrurile astea și deja avem o armă ca să nu ne mai lăsăm care de pseudoștiință. Scuze pentru că am fost prea lungă. Nu ai fost deloc prea lungă și e foarte interesant ce spui și totuși uh, uh, nu sunt mulțumită cu răspunsul, în sensul că nu mi-ai spus clar, un copil care pornește de la grădiniță, uh, cum să spun, sau care este educat de la grădiniță în sensul ăsta, precis va deveni un adult care nu că nu, nu are o gândire flexibilă, ci care nu se va întoarce și va crede în pseudoștiință? Și și, în ce, și cum ne poate ajuta astăzi tehnologia asta de care ne folosim, pe care copiii o au la îndemână de când se nasc? A, a, asta e o bună întrebare, cum ne poate ajuta tehnologia. Mai înainte voiam să te cert puțin că observ că cauți neapărat certitudini. Ce am spus noi mai înainte? Certitudine. de. Ca... <laughs> Deci nu avem nicio certitudine. Asta e vestea proastă, Corina. Uh, putem să sperăm. Ce, ce aș vrea să, să... sau ce cred eu în legat de subiectul ăsta este că e foarte mult uh, o problemă de societate. Nu putem să spunem un individ care se va, va începe de la momentul X până la momentul Y cum va ajunge, pentru că e vorba de societate pe ansamblu. Acel individ trebuie să fie hrănit în școală de profesori care uh, pot să îi hrănea, să îl învețe lucrurile astea. Vestea proastă este că un studiu pe viitor profesori legat de conspirație a arătat că în ne-ar plăcea să credem că profesorii sunt mai imunizați împotriva acestui fenomen sau că procentul celor care cred în conspirație este mai mic decât cel al, la nivelul populației. Ei, nu e așa. Este exact cel de la nivelul populației. Deci dacă luăm la nivelul populației cât sunt muncitori cu ziua și uh, cât sunt oameni de știință și la un moment dat facem statistică, exact aceeași statistică o găsești printre viitorii profesori. Nu voi zice nimic acum de profesorii care s-au dus la cursurile de numerologie. Sunt. Da. Uh, ai pus o întrebare și. A, ah, apropo de ce se poate face, uh, toate studiile pe care le-am citit vorbesc despre faptul că. Trebuie ca oamenii de știință să iasă din turnul de filde și nu numai să iasă din turnul de filde și să comunice știința cât mai mult și uh, către societate și în termeni cât mai accesibili, dar și în uh, care să genereze un atașament, un uh, angajament emoțional. Pentru că s-a vorbit foarte mult aici despre faptul că uh, ne aderăm la pseudoștiința pentru că ne suscită emoțional. Ori și pentru e, că ne e comod. Da, și pentru că ne-e comod, dar ne dă, uh, ne dă un motiv, ne dă o bucurie, ne dă o emoție. S-a vorbit puțin de narrativ. Uh, știința, de asemenea, poate fi pusă într-o poveste. Și asta mm. este una dintre ultimele chestii. Avem tendința să fim puțin snob și să zicem, eu doar fac știință, nu mă interesează ce înțelege X și Y. Uh, dar uh, cred că... Uh, din ce am citit eu, asta este una dintre marile probleme, inclusiv prin toată dezbaterea de uh, open access, de a uh, avea articolele neplătite uh, cu acces liber la știință, uh, deși nu sunt convinsă că asta va, de va rezolva problema, pentru că, totuși, articolele științifice sunt scrise într-un limbaj de specialitate și repet ceea ce am mai spus, pe care trebuie jurnaliștii de știință să vină să-l citească pentru publicul larg. Included. Da. da, uite aici ai răspuns la o întrebare care Ște Ștefan Heller ne-a întrebat ce ați recomanda pentru a putea discerne mai bine între ce este știința și pseudo -știința. Uh, Ana și Ioana vreți să răspundeți la pe ce a mers uh, Anca sau mergem mai departe cu întrebările vrei tu cum vreau eu. Bine, atunci, uite, pentru tine, direct pentru tine, o întrebare, ai văzut-o. Ce părere ai de folosirea pseudoștiinței ca strategie de coping? Adică persoane care folosesc tot felul de intervenții nefondate ca să depășească anxietatea. Nu știu dacă se referă la intervenții nefondante din partea specialiștilor sau pseudospecialiștilor, sau cum? Uh, ce părere am despre. Asta e, asta e direct, direct cu apel la faptul că sunt psiholog. Um... E pentru tine, întrebarea oamenii își caută soluții, până una altă. Oamenii își caută soluții, le caută pe cele mai la îndemână. Dacă s-a evit să fie X intervenție, X tehnică de care a aflat și care s-a promovat ca fiind miraculoasă, e cumva de înțeles că face apel la ea. Deci, ce părere am eu, acum încerc să mă pun în ipostază persoanei care, care nu se documentează puțin și face apel la ce, la ce află. Ce părere am eu mai mult despre cel care promovează acea intervenție miraculoasă, netestată, nu este la fel de blândă ca și în raport cu, cu beneficiarul. Și a întrebat cineva aici în, 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 chat ce părere avem despre acele somități care, inclusiv medici, care, care au ajuns să promoveze diverse soluții mai puțin științifice și am văzut și eu câteva persoane de pe de neuroștiințe chiar, care au ajuns să facă niște declarații foarte, foarte interesante. Față de ei, părerea mea nu este chiar așa de blândă, pentru că acolo intențiile sunt mercantile, sunt în mare parte mânate de interese financiare și de dorința de afirmare. Cred că de dorința de a își cristaliza și mai bine și mai bine autoritatea în domeniu și aș face un nume. Deci mai blândă în direcția beneficiarului, mai puțin blândă în direcția cealaltă. Înțeleg, omul când este suferind Spre exemplu, persoanele care au migrene constante, pentru care nu există soluții, acum am trecut de pe linia de, de, de psihologie pe altă linie, înțeleg că fac apel la tot ce pot ele. De asemenea, înțeleg și o persoană cu anxietate care pentru, pentru ea n-a funcționat sau n-a încercat altceva, înțeleg că e dispusă să încerce ce, ce este mai la îndemână. Asta nu înseamnă că totuși n-ar trebui să ne, să ne informăm. Da. Frica ne îndreaptă către pseudoștiință. Ana, ce zici? Cumva cred că am răspuns. Frica este irrațională. știință este irrațională. Își găsesc răspunsul. <laughs> Pentru că pe frica nu o putem combate prin mesaje raționale și prin cifre. Apropo de ce vorbeam înainte, e foarte greu să-i explici unii acuite așa stau lucrurile. Dacă lui este frică, creierul lui va reacționa... Eu m-am vindecat de frica de avion gândindu-mă și calculând câte zboruri pleacă în fiecare zi, de pe otopeni și mulțindu-le cu 365 de zile și așa mai departe. Și am realizat că, Deși, știam, adică cum să spun, știam că este aberantă frica de avion, dar făcând acest calcul am evidențiat și mai clar aberația. <sus> și mi-a trecut. Și, și când este o turbulență, cum funcționează calculul a, acela? Nu, și... a, nu, că nu mi-e frică că pic, mi-e rău, că am rău de mișcare, dar e altceva. Eu cred că frica, cred că e ce le putem să combatem în fricile acestea prin expunere repetată, De asta e o altă discuție. Dar așa creierul vede că nu se întâmplă nimic, nu ai pățit nimic, uh, nu știu, te-ai vaccinat, uite, ne te vedem pe tine că ești încă sănătos, nu vorbești alte limbi străine, nu, nu, mai ai Eu dată. Abia s-a vaccinat. Și atunci creierul, prin uh, comparație, spune, ok, uite, cred că ar fi ok, e safe, hai să să mai renunț la frica asta pe care o am și care încearcă să mă protejeze mainly, dar îmi face un defavor. Da, um, uite de exemplu Elena Irimia pune o întrebare, e a doua întrebare foarte interesantă. Ce facem când la școală ți se spune că dinozaurii sau care știm că au existat, nu? S-au plimbat prin grădina raiului, de exemplu. Hmm? De unde știi că au existat dinozauri? Așa știu eu, nu știu. Cine? Eu zic că redefinim, anca? redefinim, grădina raiului. Și spuneam că acum nu știu câte mii de ani pe pământ era o chestie pe care putem să-l numim grădina raiului. Și atunci le punem, nu, glumesc, că avem o problemă foarte mare prin informația contradictorie și asocierea celor două. Și am avut chiar S-a întâmplat să cunosc o profesoară, să intervievez o profesoară care preda în același timp biologie și religie. A fost șocul vieții mele. Adică nu puteam să pun cele două împreună. Vă, vă anunț că există. Aceeași persoană. Adică, dar asta nu trebuie să ne mire, pentru că dacă un loc în care vedeți poate mai multe icoane decât la biserică este la spital. Da, într-adevăr, Ai dreptate. Uh, viralizarea antivaccin se datorează alarmismului conținutului. Demontarea se adresează gândirii raționale și analizei, care nu e comodă. Uh, interesant și, și într-adevăr, cred că așa este, dar n-ar trebui să. Adică, n-ar trebui să ne alarmăm sau să fim, uh, să fim atenți că, totuși, ni se recomandă vaccinul, de exemplu, în cazul de față, cazul concret, pentru că e o situație. Uh, gravă și tocmai vaccinul ar putea să ne facă bine? De ce nu funcționează? Ioana. Și mai, eu, care tocmai mi-am ales o altă întrebare. Ah, um, după aia. <laughs> glumeam. Um, sunt de acord cu, cu celor care a făcut comentariul alarmismului. Aici, practic, aș adăuga și senzaționalul. Uh, eu cred că informațiile antivaccin sunt prezentate mult mai senzaționale și mult mai fatidic. Uite, dacă te vaccinezi. Uh, uh, Paralizez sau ce, ce se mai poate întâmpla. Deci a fost, a fost ceva incident de genul ăsta. Deci, cred că sunt prezentate mult mai fatii și asta prinde la noi, prinde senzațional. M-am uitat așa un pic cu, cu un ochi la noi, la toți cei de aici care ne-am văzut. Când Toma preda acele povești foarte, foarte picante din, din lumea largă legată de pseudoștiință, cât de curioasă am fost și noi. Am putut să văd doar, doar, doar reacțiile noastre. Ei, pe fondul ăsta, pe fondul în care ceva îți atrage atenția și ți se pare senzațional, deja, cum ziceam, atenția e un mecanism important ca ceva să-ți intre și, și să-ți rămână acolo. Pe fondul ăsta, pe fondul atenției, îmi imaginez că o, o știre care vine cu, cu tentă de senzațional e mult mai bine captată. În timp ce informațiile pro-vacciniste vin foarte mult cu informațiile științifice, unde... Sunt de acord cu Ana, trebuie să ieșim din, din, din bula noastră, din bula științifică, cu Anca, trebuie să, trebuie să ieșim din, din bula noastră științifică și să începem să ne diseminăm informațiile pe care le știm din știință și pe care le facem mult mai de simț comun, să ajungă mult mai mult mai bine și mult mai repede la oameni. Deci cam asta ar fi părerea mea, cred că senzațional, cred că uh, modul în care sunt ele comunicate e foarte diferit și asta face diferența între modul în care, în care prindem la o informație sau alta. Cred că... Eu chiar Dar gând... acum, iartă-mă, Corina, că trebuie să-mi bag iar codița. Dar ce facem? că Tot este Ioana psiholog. Dacă o anumită structură psihologică te predispune, să zicem, sau te împinge către zona religioasă, către zona pseudoștiinței, către zona credințelor mai mult sau mai puțin nefondate, la fel se întâmplă și în zona științifică, pentru că vă spun din experiența proprie oamenii de știință în general au o anumită structură. Sunt foarte timizi, nu vor să vorbească în public, nu vor să iasă în public, nu vor să uh, își expună opiniile uh, într un mediu ne Fără să de generalizăm totuși. De team de teamă că sunt uh, Că, se că fac sunt și în fața unor uh, decizii foarte stranii pentru ei. De exemplu, dacă întrebe un om de știință lucru cu tare este alb sau negru, el o să spună, eu oarecum este alb, dar cu uh, un coeficient de încredere de nu știu cât la sută. Și uh, un astfel de discurs este foarte nepotrivit pentru a încerca să combați un discurs agresiv, un discurs emoțional, un discurs care încearcă să te capteze și pe zona emoțională, în pe cea rațională. Și atunci majoritatea oamenilor de știință nu sunt echipați psihologic să facă față unui astfel de asalt. de -aia și vedem că sunt foarte puțini, vedem nu la noi, în Statele Unite, să zicem, unde este o piață foarte mare. Sunt foarte puțini comunicatori de știință care să fie și oameni de știință. Deci nu veniți din zona, nu știu, a jurnalismului. Sunt foarte puțini. Cum rezolvă da. această problemă? Prin educație. Prin, nu știu, să existe la școală jurnalist de știință. Nu se face jurnalist de știință. Ex nu există disciplina. La facultăți, la unele facultăți, a început să existe. Deci a început să fie o preocupare și a, ce m-a bucurat pe mine este că la multe conferințe începe să, încep să fie mese rotunde și să se pună problema asta a comunicării științei. Da, și, mă rog mai puțin la noi, dar într adevăr în alte la în alte deloc țări Deloc la de noi. Deloc la noi. Bine, deloc, de fapt deloc la noi. Uh, sunt conferințe științifice la care au fost sesiuni uh, la care jurnaliștii de știință au, au avut prezentări sau au vorbit despre ceva. Ioana, la ce întrebare te uitai tu? Um, nu mai vreau să zic ceva. E adevărat că cercetătorii, oamenii de știință, au luat de foarte multe ori în derizoriu ideea de a încerca să-ți comunice o informație într-un mod cât mai de simț comun. Și acum începem să ne dăm seama, eu n-am fost niciodată de, 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 opinia asta, dar acum începem să ne dăm seama că cât de important este. Și de -aia au apărut aceste, să zicem, au apărut acești intermediari, jurnaliști de știință. Ma, uh, uh, și jurnalismul de știință. Uh, la ce întrebare vreau să răspund? Ce ați recomandat oamenilor pentru a, mm -hmm. pentru a mai bine între știință și Pseudoștiință. Eu pornesc de la premisa că, și asta cred că am detaliat-o, am, am redat-o, că eu consider că e o tendință generală umană, tendința noastră înspre pseudoștiință. Deci, asta aș porni de aici. Asta înseamnă că de aici încolo avem nevoie de un proces cât se poate de volitiv și uneori cu efort, asta s-a discutat, și aș propune un fel de selecție în filtru. Prima dată să te gândești dacă informația pe care o primești este relevantă sau nu pentru tine, pentru că dacă nu este relevantă, o vei da deoparte și nu mai ai nevoie de celelalte filtre. Dacă este relevantă, să spui problema, cine îți adresează informația respectivă, ca autoritate în ce, dacă are interese financiare și mai ales care este mesajul. Deci, asta strict intuitiv, fără să mai intrăm în filozofie, care este mesajul? Mesajul este de tipul, este un tratament miraculos, îți, îți oferă 100% soluția cheie pentru migrene și așa mai departe. Cum sună mesajul ăla? Știința pură nu va fi niciodată certă 100%, pentru că am zis, există acea marjă de eroare de maxim 5% ca rezultatele să fie pur aleatoare, că ne place sau nu acest cuvânt nu se va exprima niciodată cert. Și asta coincide și cu scepticismul și reticența cercetătorilor de care vorbea și Toma, de a se, de, și poate chiar frica de a se exprima în termeni cert, pentru că știința în sine nu este certă. Și asta, deși noi căutăm certitudine. Ce ar fi filtrul ăsta? Cum se exprimă acel, acea informație? Cum este redată? Este promovată ca o soluție minune, absolută? Ei, dacă da, atunci spui pas. Dacă ți-a dacă ți -a interesul și totuși ai încă dubii pentru că ai văzut, ai văzut că există o exprimare dubitabilă și se face foarte mult apel la autoritate, cum îți mai dai seama? Că se face foarte mult apel la autoritatea unei persoane și neapărat la rezultate științifice. Iar și e un alt mod de a depista pseudoștiința. Ei, și dacă ți-a sureșitat interesul, după aia faci filtrul, filtrul 3, și anume acela în care efectiv te duci și te documentezi într-un Google Academic care e disponibil tuturor să vezi dacă există articole pe linia asta și nu trebuie să citești tot. Poți să citești un abstract care poate să fie destul de informativ și care să te pună în temă cu, cu ce s-a făcut și ce s-a publicat pe partea. Deci aș merge pe filtru dacă te interesează tematica, dacă nu, oricum o să o dai deoparte. Dacă te interesează să vezi cum există, cum, cum, se, cum, e, cum e exprimată informația, dacă, spre exemplu, e cam politică, ceilalți sunt răi și noi suntem buni, din start trebuie să-ți ridice un semnal de alarmă. Iar dacă totuși vrei să mergi, chiar dacă semnalul de alarmă ți s-a declanșat, totuși vrei să mergi pe mai, mai departe, uite-te la, uita-te într-un Google academic și vezi dacă sunt publicații pe linia aceasta. Acum, sigur că mai există și discuția ce fel de publicații, asta apropo de good science și bad science, știință bună și știință mai puțin bună, dar asta ar fi probabil un alt topic. Deci aș face un fel de selecție în filtru și asta cred că ne salvează, salvează da. Uite, mai luăm o întrebare. Uh, există modalități prin care putem face pe cei care cred în conspirații, fake news, pseudoștiință, să nu mai creadă în ele sau măcar să fie puțin mai sceptici? S-au făcut studii în legătură cu asta? Ne întreabă Elena Zaldea. Anca, hai să... A, ah, Ana, perfect. Aici eu aș spune că e foarte important să nu îi privim cu superioritate și să nu râdem de oamenii care cred diferit de ceea ce credem noi. Și iarăși, dacă vrem într să-i ajutăm, dacă, mă rog, sunt persoane apropiate și vrem să le ajutăm, trebuie să înțelegem în ce constă, care este teoria care i-a prins și să încercăm să o spargem așa încetul cu încetul, să le antrenăm gândirea critică, să zicem, ok, uite, teoria spune că, nu știu, te vin deja că bei zeamă de varză. Ce se întâmplă dacă bei zeamă de varză? Care este procesul? Hai să analizăm, să vedem unde te duce teoria respectivă, ce s-a întâmplat în jur cu alții care au făcut chestia asta, care a fost... Făcut... Adică să, să mergi pas cu pas cu ei, să treci prin teoria respectivă și să-i ajuți să gândească nu să le spui ce să creadă, pentru că atunci te vor rejecta, ci să-i ajut să gândească și încet, încet să sădești Exact ca exact mecanismul pe care îl folosești, Folosește folosești pseudoștiința să te facă să te îndoiești de ceea ce în jurul tău să ajungi să crezi chestia aia. așa se i faci și tu să se îndoiască încetul cu încetul și să, cred că e un proces care durează și să-i ajuți, there is hope, să-i ajuți să, să treacă de acolo. Iar, apropo de ce spunea Ioana, eu mi-am format un mecanism foarte rapid de a selecta informația. Dacă a, a, sunt cuvinte cheie de tipul sensațional, nemai întâlnit, vindecă orice și așa, I'm not interested in it. Adică m-am gândit că, cum să zic, aș, probabil că un 5% aș pierde ceva interesant, dar 95% e a waste of time și atunci mi-am construit un filtru atât de, nu știu cum să spun, rigid în a rejecta orice informație, indiferent cine mi-o trimite, cu atât mai mult dacă știu că sursa poate e mai predispusă să trimită fake news, pur și simplu nu citesc. Și zic, ok, dacă e ceva important, probabil că o să mai aud pe viitor și dacă chiar mai uită timpul meu, o să mă uit atunci, dar acum it's ok, just forget Știi că exact la asta mă gândeam și asta vreau să spun când a intrat Toma peste, peste mine, că mă și mir că lumea mai, cum să spun, mai deschide articole sau mai ascultă știri care încep cu senzațional. Mm -hmm. Toate sunt senzaționale, până la urmă te prinzi că nu e senzațional acolo nimic, dar repet, cum ne mai poate păcăli, iarăși ajungem la creier ce să facem? Și, și mai, mai e un lucru interesant. Avem un bias, tendința să credem că dacă apare în Google, apropo ce spunea Anca, este adevărat. Nu, Google are niște algoritmi bazat pe niște keywords și pe de câte ori accesează oamenii și cum sunt șeruite informații și așa mai departe. Nu înseamnă că dacă apare în prima pagină în Google sau în primele poziții, este adevărată informația respectivă. Dar iarăși, tu, sunt bias pe care noi la, cu care am crescut, cum ar veni. Da. Uh, bun, hai că cred că trebuie să încheiem. Voi sunteți foarte politicoase și foarte amabile și drăguțe și nu spuneți nimic, dar bănuiesc <laughs> trebuie să încheiem. Hai să o luăm de la dreapta la stânga, în sensul că de la Anca la Ioana, uh, ca un fel de concluzii după care o să aibă Toma ultimul cuvânt ca să încheiem cu el fericit, că avem nevoie de el în continuare. Da, aș vrea să răspund și eu la întrebarea cu uh, cum putem să schimbăm uh, uh, fake news-urile sau uh, credința noastră. Da. Uh, dincolo de uh, demontarea bucățică cu bucățică a respectivei chestiuni, care într-adevăr este foarte time consuming, este expunerea la conținut variat. Pentru că, încă o dată ajungem foarte radical pentru că trăim în bula noastră și ne hrănim doar cu conținutul care ne place. Dacă îi ajutăm pe oamenii de lângă noi care vedem că sunt așa explicându-le unde este falsitatea sau unde e probabilitatea să fie fals și dându-le și uh, soluții alternative, cât mai variate, atunci lucrul ăsta o să îi ajute să iasă din uh, bula lor. Și aș vrea să mai spun doar un foarte mic uh, comentariu la uh, comentariu sau întrebarea lui Bogdan Vulpescu. Important este, spune el la sfârșitul comentariului, important este ca ele, pseudoștiințele și credințele astea, să fie menținute la un nivel benin față de restul corpului social. Și asta a fost una dintre întrebările cu care am pornit de, de la care am pornit să mă gândesc de când m-ai invitat la emisiune. Sunt ele atât de rele, astfel de credințe? Deci, până la urmă, de exemplu, asta a fost una dintre problemele Facebook-ului și așa am spus, uh, știi că Facebook-ul, de exemplu, uh, făcea curățenie, cura uh, conținutul și YouTube-ul, conținutul rasist, conținutul instigator la ură sau violența extremă sau pornografia. Această pseudoștiință nu a curat-o. De ce? Pe, cu ce? Și spuneau, dar nu sunt dămnătoare. Răspunsul meu este că sunt dăunătoare în măsura în care subminează instituțiile democrației, în măsura în care subminează uh, media, sistemul mediatic, pentru că toate merg mână în mână și uh, în timp ajungem să ne îndoim de totul și să uh, punem chiar totul sub semnul întrebării, ceea ce ne va face să fim foarte singuri și atunci să vrem să intrăm în acele grupuri care ne oferă soluția, nu e așa uh, totală, nu doar bucățica aia. Și uh, e ultima referire pe care o fac la ce a spus Ioana, uh, când spunea că știința nu este certă. Știința nu este certă, nu neapărat uh, lucrul ăsta, aș vrea să-l menționez la, uh, despre știință, și faptul că știința este foarte limitată. În momentul în care tu ai o teorie, a este o bucățită foarte, foarte mică, un atom în tablou general al științei. Iată, Ana, în, a, în loc de concluzii, te rog, spune-ne două cuvinte despre laboratorul de neuromarketing. Um, folosim tehnici din neuroscience și medicină, am început și cu EGE și cu eye tracking, pentru a vedea cum reacționează oamenii în diverse settinguri și pentru a înțelege mai bine atitudinile și percepțiile pe care le au pe lângă ceea ce spun. We go beyond what people say. Pentru că declarativ fiecare spune ce crede că ai vrea să auzi sau primul răspuns care vine în minte pentru că e foarte simplu de deci ce să depune efort să gândească mai profund. Și atunci noi reușim să avem a better understanding asupra, aceea, asupra percepțiilor și funcționează consumer neuroscience foarte mult în zona aceasta green, zona în care oamenii Uh, fie nu sunt în stare să-ți explice de ce, uh, ce preferă un anumit lucru, fie nu vor să-ți spun anumite informații, pentru că poate, cum spunea Anca, este o spirală a tăcerii, și atunci uite cum a fost situația cu Trump când a câștigat toate polurile, îl dădeau, dădeau câștigătoare pe Hillary și, well, surprise next morning. Uh, și atunci, uh, instrumentul acesta te ajută să înțelegi mai bine care sunt trendurile în ceea ce privește comportamentul consumatorilor. Și, în loc de concluzie, și o concluzie, nu în loc de concluzie. Concluzie pentru o... fake news. Um, creierul nostru ne sabotează consistently, așa, zilnic, și atunci trebuie să fim conștienți că avem o predispoziție către a crede aceste, eu știu, pseudoștiințe, idei și să fim cumva iertători și cu noi și cu cei din jur. Pentru că, de multe ori, poate intenția nu e, nu e, nu e rea. Și cum sunt de acord cu Anca, dacă nu, dacă, cum zic, acea pseudoștiință nu adună critical mass și nu -ți pune în pericol, eu știu, ordinea societatea, atunci poate pune face mai fericiți așa. Și, e ok. Mai era, da, căutam un comentariu exact pe aceeași idee, dar până îl găsesc, Ioana, te rog. Um, concluzie. Ar fi... Concluzie, n-am apucat să vorbim prea mult despre pseudoștiința din interiorul fiecărui domeniu și cât de periculoasă e. Există pseudoștiința? Există, mă gândesc, nu? Eu cred că deja am, am ultra-menționat uh, faptul că la mine, cel puțin, să face abuz cu tot felul de tehnici care apar, așa că nu, nu mai reiterez asta. Cred că cu asta am și început. Uh, M-aș rezuma la o concluzie, aceea, uh, la fel ca și Ana, consider că trebuie să fim blânzi uh, și să nu ne polarizăm cu ușurință. Um, N-am apucat să ating topicul educației, deci nu va fi neapărat o concluzie. Uh, consider că educația, fiindcă fi consider că tendința înspre pseudoștiință este general valabilă și general umană, în egală măsură și cei educați și cei mai puțin educați suntem vulnerabili acolo, totuși probabilitatea poate scade pentru cei care sunt educați, dar nu neapărat cu informații pur și simplu, ci și cei educați înspre pregătire critică. Și mai cred că educația poate să creeze chiar și discriminare în față de cei care n-au. Reușit să aibă acces uh -huh. ca lumea la educație și la o educație pentru gândire critică. Și este un alt motiv pentru care cred că ar trebui să fim blânzi cu, cu cei care au această tendință înspre pseudoștiință. Iar, ca și concluzie, ar fi uh, faptul cum ziceam, este general umană, trebuie să fim conștienți de asta, trebuie să fim constant cu, cu radarul pornit. Și cred că dacă facem un triaj, cred că asta mi se pare destul de util, dacă facem un triaj, eu la, îl numesc acum pe loc în trei pași cel pe care l-am zis, dacă facem un triaj ar trebui să ne protejăm în prima instanță și să nu depunem efort pentru lucrurile care nu sunt neapărat esențiale nouă. Cam asta, cam asta ar fi concluzia. Mulțumesc mult. Toma, te rog. cred că dacă tot povestei de Finlanda, dacă tot ne-am referit la Educație ca la o posibilă soluție la, sau la diminuarea apetenței pentru pseudoștiință Nu o să o eliminăm niciodată, dar măcar să uh, o ținem sub control uh, Cred că este foarte important ca, încă de la cea mai fragedă vârstă, să înțelegem cu toții Că sunt câteva uh, semnale de alarmă care ar trebui să ne pună în gardă în fața unei uh, afirmați în fața unei propoziții. În esență, când lucrurile sună prea bine, ceva acolo ar trebui să îți atragă atenția, că ar putea să fie ceva dubios. Pe vremea lui Neanicu, eu am făcut liceul și școala la Curtea de Arge și periodic plecam la București, de fapt noi suntem de București, și în fața gării, ani de zile, de câte ori te duceai acolo, la gară, găseai un grup de țigănci care, cum te vedeau, te întrebau: Nu vrei un inel de aur? E, acum, uh, oricine ar trebui să se întrebe, ok, să zicem că cineva vrea să-ți vândă un inel de aur și are un inel de aur, dar câte inele de aur are? Și de ce ar vrea să-ți-l vândă acolo, pe stradă? Ceva nu, ceva nu, se potrivește. Uh, chestia asta ar trebui să-ți atragă atenția și când vine Xulică care îți încearcă să-ți vândă nu știu ce generator de unde șuma, zic și eu. Am găsit tot eu de prostii pe internet. Uh, ar trebui să-ți atragă atenția și când ți se Deschid pe ecran nu știu câte reclame despre ceaiul miraculos care vindecă orice, de la mătreața cățelului până la diabetul stăpânului. Această abilitate de a, de a, de a deveni alert, de a deveni mai alert atunci când întâlnești niște semnale de acest tip, ar trebui să fie în echipamentul tuturor. Da. Ușor de zis, greu de făcut, poate, în fine, da, poate că e singura soluție. O să încep eu să le mulțumesc invitatelor noastre, Ioana Podina, Ana Iorga și Anca Velicu. Le mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit firește și vă invit și eu peste două săptămâni la următoarea noastră întâlnire. Tare m-aș bucura să ne mai vedem, Anca, Ioana și Ana, și cu alte subiecte. Chiar vreau să propun și eu exact aceeași chestie. Te rog, propune. Cu plăcere. Să, să nu spunem de două ori același lucru. Bine, atunci spune-tu ce l-am spus eu în încheiere. Nu cred. Că, în afară de bună seara, și o seară bună tuturor, nu cred că mai este ceva de adăugat. Mulțumim foarte mult încă o dată. Ne reîntâlnim peste două săptămâni, da? Ne Toma? vedem peste două săptămâni, uh -huh. da? La Mulțumesc. la Mulțumesc. o altă miercuri cu bună știință. La revedere! revedere Mulțumim tuturor! La revedere!